Calea spre Mântuire, cea mai mare comunitate ortodoxă din spațiul online, cu cea mai mare creștere în ultimii ani. Alătură-te și fii parte activă a celei mai implicate și mai efervescente comunități a Bisericii Ortodoxe Române. Aici vei găsi, postat zilnic, slujbe transmise live din România și din Muntele Athos. Predici ținute de cei mai titrați duhovnici ai Bisericii Ortodoxe Române, acatiste, paraclise și canoane de rugăciune în format audio, saltirea live, pilde din pateric și învățături duhovnicești de la Sfinții Părinți, viețile sfinților și tematici ortodoxe de interes cotidian, iar în fiecare seară, de luni până vineri, emisiuni live realizate împreună cu cei mai experimentați și mai pregătiți duhovnici ai Ortodoxiei Românești, atât din țară cât și invitați din diaspora. Abonează-te gratuit, activează clopoțelul de notificări și selectează All, toate. Dă-ne un like și distribuie fiecare material pe Facebook sau pe alte rețele de socializare pentru a promova credința și învățăturile creștin-ortodoxe. Lasă-ne întrebarea sau părerea ta în zona de chat a transmisiunilor live sau în secțiunea de comentarii a clipurilor de pe YouTube. Ne interesează părerea ta și ne dorim să fim o comunitate unită și o voce puternică în fața atacurilor progresiste și ateie din societatea contemporană. Implică-te în acest proiect. Ajută-ne să rămânem independenți și sustenabili. Apasă butonul de join sau alătură-te și alege nivelul de susținere potrivit pentru tine sau folosește una din metodele directe de susținere indicate în descrierea acestui clip. Este timpul să ne unim în credință, iertare și iubire. Este timpul ca și Ortodoxia Românească să aibă o voce pregnantă și importantă. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale. Calea spre mântuire. Bună seara, Doamne ajută și bine ați revenit pe canal de YouTube Calea spre Mântuire. În această seară îl avem din nou alături de noi pe Părintele Lefterie. Săru dreapta, Părinte, și bine ați revenit la noi. Doamne ajută, bine, bine ne-am regăsit, bine ne revedem. Mulțumim că ați acceptat o nouă invitație. Înainte să intrăm în temă, ca de obicei, invit pe toți cei ce ne urmăresc să lase întrebări în secțiunea de chat a live-ului de pe YouTube, să dea un like, să distribuie acest live unde știe că sunt oameni interesați de astfel de subiecte. Și, desigur, vă reamintesc că în descriere găsiți toate modalitățile prin care ne puteți susține activitatea noastră pe acest canal de YouTube. Tema din această seară, foarte interesantă. Sunt și eu curios să văd ce loc sau cât loc mai are Dumnezeu în viața noastră și în lumea în care trăim. Așadar, Părinte, aveți cuvântul. Da, m-am gândit să abordez tema asta. Nu neapărat din cauza că Dumnezeu nu ar avea loc sau din cauza că nu-i dăm noi loc lui Dumnezeu în viața noastră, ci mai mult decât atât, faptul că nu-l prea îl găsim. Mi-a venit ideea cu tema asta în momentul în care cineva m-a întrebat totuși cum îl găsesc și unde îl găsesc pe Dumnezeu și de ce Dumnezeu nu este un pic mai prezent în viața noastră și în viața lumii. Oamenii doresc să vadă un fel de activitate din asta istorică a lui Dumnezeu, dar vădită, adică ceva pe față, Dumnezeu să fie un fel de, cum ar fi un supererou din ăsta, la care apelezi de fiecare dată când este câte o problemă internațională sau națională, sau când este câte o problemă din asta sanitară, sau când este câte o problemă, cum ar fi acum cu seceta care este, sau cu foametea care tot se anunță, tot felul de amenințări și tot felul de griji din astea, sau când apare câte o nenorocire, cum au fost și focurile, și incendiile, și inundațiile, și toate celelalte calamități, lumea inevitabil se întreabă, da, Dumnezeu unde este și de ce nu intervine? Și atunci ne gândim, există Dumnezeu în viața noastră și în viața lumii? Se manifestă Dumnezeu în viața noastră și în viața lumii? Ce loc are Dumnezeu în viața noastră și în viața lumii, cum bine a spus dumneavoastră? Dar, dincolo de toate întrebările astea, întrebarea esențială de la care trebuie să plecăm noi este dacă noi ne gândim la Dumnezeu sau dacă noi căutăm să-i facem loc lui Dumnezeu în viața noastră și în viața lumii sau dacă ne gândim la Dumnezeu atunci când încercăm să le facem pe cele plăcute ale noastre sau doar ne gândim la Dumnezeu la modul
așa, de om revoltat, de om supărat, în momentul în care ne întâlnim cu cele rele din viața noastră, din societatea noastră, din sănătatea noastră, din tot ceea ce înseamnă parcursul vieții noastre. Pentru că există aici un fel de despărțire, așa aș putea spune. Dumnezeu apare așa un pic tras de mânică, dar nu în momentele noastre fericite, știți? Dumnezeu apare un pic tras de mânică, nu în momentele noastre de împlinire. Momentele de împlinire noi știm să ne le trăim foarte bine. Bine la modul în care îl gândim noi bine. Adică, băi, dacă am reușit în ceva, mi-a reușit o afacere, mi-a reușit, mi s-a îndeplinit un vis, am muncit pentru ceva și mi s-a întâmplat lucrul ăla. Am reușit. Mi-a reușit cineva, se bucură că i-a reușit copilul la facultate. Altul se bucură că i-a reușit un proiect. Altul se bucură că a trecut cu bine peste o boală. Prima frază pe care o spunem nu este aceea, băi, slavă lui Dumnezeu că am trecut și peste chestia asta. Sau slavă lui Dumnezeu că s-a întâmplat. Știți cum? Treaba cu mulțumirea. De la cei 10 leproși, Iisus Hristos întreabă dacă cei 10 s-au vindecat, ceilalți 9 unde sunt? Nu s-au gândit să vină să mulțumească decât numai ăsta care este de alt neam? Care e treaba cu ăsta care este de alt neam? Nu trebuie prea multă cunoaștere legată de Dumnezeu, că noi acum ne-am împotmolit toți în cunoașterile dogmatice, în toate fițele pe care noi le avem despre Dumnezeu, în toate curentele pe care îl gândim, că noi ne imaginăm că Dumnezeu este așa cum îl concepem noi, fiecare după ceea ce o scrie sau fiecare după ceea ce o gândit sau fiecare după ceea ce o experimentat. Este Dumnezeu și în chestia aia, dar Dumnezeu este mult mai mult decât atât. Și de asta spune, totuși ăsta care era de alt neam, adică ăla care nu știa nici legea foarte bine, care nu știa nici profețe foarte bine, omul ăla care nu știa nici dogmatica sau care omul ăla care nu știa nici toate preceptele astea, nu știa nici toate rânduielele legii, nu știa nici toate obiceiurile, totuși omul ăla a găsit un aspect sufletesc în viața lui, de raportare la Dumnezeu, după ce a trecut el printr-o mare belea a sufletului său și a trupului său, și anume boala. Și s-a gândit, stai așa, mie de unde mi-a venit vindecarea? Mie de unde mi-a venit izbăvirea? Omul ăla, într-adevăr, m-a trimis ca totuși să mă arăt preoților. Dar arătarea preoților era numai un, ăsta cum îi spune, era numai un ritual de împlinit pentru ca omul să poată să reintre în societate după ce a trecut, dacă vreodată trecea, prin boala leprei. Ce înseamnă lucrul ăsta? Noi nu trebuie să ne despărțim de aspectele sociale ale vieții noastre. Iisus Hristos nu vrea lucrul ăsta. Dumnezeu vrea lucrul ăsta. Dar noi uităm că Dumnezeu totuși ne-a trecut printr-o belea. Dumnezeu totuși ne-a trecut printr-o situație limită și în momentul în care începe viața socială, cu toate frumusețile, cu toate avantajele, cu toate lucrurile care ne plac la ea, uităm în primul rând să spunem slavă lui Dumnezeu și hai să vedem cum intrăm în viața socială. Cei nouă leproși s-au dus foarte fericiți. Bă, m-am dus, m-am arătat preoților, gata, mă așteaptă familia, mă așteaptă viața, mă așteaptă tot ceea ce mi se pare interesant, mă așteaptă tot ceea ce mi-a plăcut să fac în viață și acum n-am mai putut să fac din cauza că am fost aruncat din societate, am fost la marginea societății. Pentru că societatea asta face. În momentul în care nu mai suntem buni pentru ea, în momentul în care nu mai respectăm noi regulile pe care ea l-a fabricat, împotriva lui Dumnezeu, reguli pe care noi, la un moment dat, le-am acceptat. De frică, acceptăm orice. Știți cum spune la Iov? Ia atinge-te, îi spune diavolul lui Dumnezeu. Da, dar tu ai pus în prejurul casei lui Iov gard despărțitor și nimeni nu se poate atinge de celele lui. Cum să nu te binecuvintezi Iov de vreme ce tu îl respecti, îl ajuți, îl binecuvintezi și mai ales îl păzești tot ceea ce este rău. Dar ia atinge-te tu de ceea ce este a lui, de viața lui, atinge-te de bunăstarea lui, atinge-te de trupul lui și de sănătatea lui și atinge-te de tot ceea ce înseamnă familia lui și posesiunile lui. Te va scuipa în față, te va blestema în față. Societatea joacă rolul ăsta și lumea din când în când mai joacă rolul ăsta de ia să vedem noi dacă ne atingem de toate celelalte ale omului.
rămâne el atașat de Dumnezeu sau nu rămâne atașat de Dumnezeu. Și în contextul ăsta noi trebuie să vedem cam ce înseamnă leprosul ăla, cum de-o venit ăla care era de alt neam și a zis nu, în primul rând mulțumesc. Și ce a primit leprosul ăla cu adevărat? Ăla a primit vindecare. Adică ce? Din momentul ăla, omul leprosul ăsta, vechiul lepros, a știut cum să-și trăiască viața și l-a dus pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu în familia sa. Pentru că ceilalți nouă s-au dus, băi, dar cum te-ai vindecat? Păi, m-a vindecat Iisus Hristos, m-a vindecat profetul cu tare, m-a vindecat omul ăsta care face minuni. Și atâta tot. Viața de acolo a început mai departe în toate cadrele și fiecare a făcut ceea ce a vrut din viața lui. Nimeni nu știe și nu ne interesează lucrul ăsta. Iisus Hristos spune, după ce omul a trecut printr-o problemă, a cerut ajutorul meu, eu i-am oferit ajutorul și el s-a întors la mine cu recunoștință, omul ăla este vindecat. Ce înseamnă că omul este vindecat? Din momentul ăla, omul știe cum să treacă prin toate celelalte probleme. Pentru că el a știut să le iei pe Dumnezeu și în bucurie, și în tristețe, și în necazuri, și în supărări, și în binecuvântări. Cum spune la cântarea, la cartea psalmilor, îți mulțumim ție, Doamne, și pentru zilele în care am văzut buni, dar și pentru anii în care noi am văzut rele. Și aici noi trebuie să ne întrebăm, în viața lumii este Dumnezeu și cum se manifestă? În viața noastră este Dumnezeu și cum se manifestă? Și dacă răul care ne se pare nouă rău înseamnă absența lui Dumnezeu sau înseamnă din când în când o mustrare a lui Dumnezeu sau o atenționare a lui Dumnezeu că nu trăim numai pentru aici? Pentru că rele vin peste toată lumea și relele cele mai mari nu le-au suferit oamenii necredincioși, le-au suferit oamenii drepți. Relele cele mai mari le-au suferit oamenii sfinți. Întotdeauna oamenii spun, vai, dar de ce mi se întâmplă mie lucrul ăsta? De ce sufăr eu atât? De ce suferă copiii? Ce vină au copiii pentru boală? Ce vină au tinerii pentru anumite suferințe? Pentru un accident prin care au trecut sau pentru anumite eșecuri din viața lor? Dar noi uităm că Iisus Hristos are o definiție pusă deasupra capului său. Iisus Hristos, regele iudeilor, împăratul iudeilor, și în momentul ăla el apare bătut în cuie. Iisus Hristos nu a dus tocmai o viață de genul ăsta, cum se spune așa, că merge el prin centru și se bucură și toată lumea îl aplaudă și toată lumea, vai, cât de mare ești Iisuse Hristoase și cât de bine ne-ai făcut nouă și noi cât de mult îți răsplătim ție binele. Este o cântare ortodoxă care spune așa, să pune accentul în cântarea aia pe trăirea lui Iisus Hristos din momentul calvarului de pe Golgota și spune, poporul meu, ce v-am făcut eu vouă și voi cu ce mi-ați răsplătit? Lumea întotdeauna are felul ăsta foarte dualist, foarte răutăcios de a răsplăti. Din ce cauză? Pentru că binele vrea să fie făcut așa cum îi place ei. Dar Sfântul Ioan Damaschin ne spune, binele nu este făcut decât în momentul în care este făcut bine. Și binele nu este bine decât dacă este făcut bine. Și intrăm în binele făcut de milostenie, intrăm în binele făcut de faptă bună, intrăm în binele făcut de milă față de celălalt, ne gândim la binele făcut față de noi înșine și ne gândim și la binele făcut față de cei dragi ai noștri. Dacă suntem și nu ne este prea frică să mai numim, să ne mai numim oameni care ținem la țara noastră, că suntem naționaliști sau că suntem patrioți, dar nu în sensul ăsta în care toată lumea visează națiunea lui pusă deasupra națiunilor tuturor celorlalți. Adică noi ne-am vrea, sunt unii oameni care ar vrea să fie români, dar să nu existe unguri, adică să poată să fie distruși toți ungurii din țară. Știi? Și atunci noi am putea să fim cei mai tari români dacă sunt distruși toți ungurii din țară. Nu știu dacă reușim. Sau dacă sunt distruși toți țiganii din țară, sau dacă sunt distruși toți secuii sau toți alte minorități naționale mai există. Problema asta cu națiunea și cu binele pe care îl putem face națiunii doar dacă îi desființăm pe ceilalți, este un fals. Este un fals și istoric și s-o arăta și prin ceea ce a făcut și Hitler și Stalin și toți nebunii ăștia care au crezut unii în națiune sau alții care au vrut să desființeze națiunea. Dacă vrem să facem un bine național,
trebuie să ne gândim la binele sufletesc. Dacă vrem să facem un bine național, nu trebuie să avem în grijă ce jertfim pentru binele ăla. Și dacă ne uităm la eroii noștri naționali, trebuie să ne aducem aminte că jertva se face din punctul nostru de vedere, nu a celorlalți. Ce spunea Ana și Caiafa? Voi nu știți ce spuneau arhiereici Vechiului Testament în legătură cu Iisus Hristos. Voi nu știți și nu gândiți cât de bine este, că mai bine este să moară un om pentru popor. Dar unde era parșiverea maximă? Care e omul care trebuia să moară pentru popor? Nu el. Nu el care dădea ideea. Că, bă, e bine să moară ăla pentru popor. Păi stai, frate, de unde e chestia asta? Dar intenția asta și gândirea asta de a duce jertfă pe altcineva în locul tău, pentru binele tău, este o întoarcere a legii împotriva ei. Toate jertfele care erau făcute, știți, substituiau omul. Omul aducea o turturică acolo pentru păcatul lui sau pentru faptul că el era prezent la templu. Dar asta, după aceea, altul aducea un vițel, altul aducea un taur, altul aducea un ied, altul aducea un alt animăluț, altul aducea cel mai mare dar care era de pâine și de vin înaintea Domnului. Un de lemn înaintea Domnului, făină albă înaintea Domnului. Și toate astea erau făcute ca să nu se aducă omul jertfă. Tăierea împrejur chiar asta era făcută, pentru că toți oamenii aparțineau lui Dumnezeu și se dădea lui Dumnezeu un dar care simboliza viața omului. De asta se și spune în liturghia ortodoxă. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Iisus Hristos, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ce s-a întâmplat? Au crezut oamenii că întotdeauna pot să aducă jertfă pe altcineva sau altceva în locul lor. În Vechiul Testament, Dumnezeu ne atenționează. Nu adu Domnului, nu o să-mi placă mie jertfele, arderile, ca așa spune și profetul David. Arderile de tot nu le vii bine voi. Jertfa lui Dumnezeu este unul. Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, și dacă le faci lucrurile astea, n-ai să fii urgisit de Dumnezeu, adică ai să primești iertarea lui Dumnezeu. După ce facem lucrurile astea și din punct de vedere național, adică punem jertfa noastră la temelia țării, atunci putem să întrebăm unde este Dumnezeu în mersul țării. Dacă toată lumea se gândește că Dumnezeu este absent din conducerea țării, toată lumea poate să se întrebe unde a existat vreo jertfă a unui om pentru binele acestui popor sau pentru binele tuturor popoarelor în general, și acolo o să vadă dacă există Dumnezeu sau dacă nu există Dumnezeu. Dar noi acum toți mergem pe învinuiri. Nimeni nu iese în față ca să spună, da, eu am greșit și eu merit să fiu pedepsit pentru ceea ce am greșit. Cum spune o rugăciune ortodoxă, puțin am fost pedepsiți noi pentru cele ce am greșit ție. Nimeni nu are, nimeni nu are darul ăsta sau atitudinea asta a responsabilității. Să stai înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor și spui, asta am făcut. Era o pildă cu un episcop care căzuse în păcatul desfrânării. Și acum toată lumea, da, că știm că episcopii sunt într-un fel, că preoții sunt în alt fel. Dar episcopul respectiv chiar era un om care chiar era un om cuprins de părere de rău. Și se gândea săracul după ce a căzut în păcatul ăsta, băi, cum mă mai arăt eu în fața oamenilor și uite ce sminteală produc eu prin ceea ce s-a întâmplat. Că nouă ne este foarte ușor să gândim căderile unora sau căderile altora. Dar căderile unora sau căderile altora, Iisus Hristos le stabilește foarte simplu, că spune, cum judeci tu căderea altuia, așa judec și eu căderea ta. Și dacă tu te crezi în măsură să judeci căderea altuia, o să ne vedem atunci față în față când eu am să judec căderea ta cu aceeași duritate și cu același spirit critic cu care ai judecat tu. Pentru că cine nu face milă nu are parte de milă. Cine nu arată milă în judecata celuilalt nu va avea parte de milă și nimeni nu este drept înaintea lui Dumnezeu. Nimeni nu se va îndrepta înaintea lui Dumnezeu. Niciun om nu se poate mântui prin ceea ce face el. Absolut nimeni. În momentul în care ne gândim noi
Asta e cumplitul păcat al judecății. Că omul care judecă pe celălalt crede că el este Dumnezeu. El nu știe că crede chestia asta, dar el se comportă ca Dumnezeu. El a uitat de păcatele sale și a început cu păcatele altele. Și în momentul în care ne apucăm și ne exersăm foarte mult în atributele astea ale osândirii și ale judecății celălalt, uităm de păcatele noastre. Iisus Hristos le tratează foarte simplu lucrurile astea. Mai ales și cu femeia păcătoasă, îi spune. Da, aruncați, luați viața. Dar cine este fără de păcat? Ăla are dreptul să judece. Dar cine ajunge fără păcat, știe că a ajuns fără păcat numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Știe că nu el este fără. Când spune Vasile, Sfântul Vasile cel Mare, nu am făcut nimic bun pe pământ. Dita mai Vasile cel Mare așa spune, că nimic bun nu am făcut pe pământ. Dacă Vasile cel Mare spune, dacă Sfântul Mare, Vasile cel Mare spune că nu am făcut nimic bun pe pământ și nu a judecat pe nimeni vreodată, el, omul ăsta, nu știu ce ar trebui să facem noi. Dar episcopul ăsta a intrat într-o altă judecată. O judecată a sinelui. Că așa spune, s-a gândit la cuvântul Evangheliei. Dacă voi v-ați fi judecat pe voi înșivă, nu ați mai fi judecați. Cine se judecă pe el însuși, nu este judecat de Dumnezeu. Și episcopul ăsta s-a pregătit de slujbă și când toată lumea s-a adunat și biserica era plină, a zis în fața oamenilor, ca să vedem unde este Dumnezeu în biserică, ca să luăm pe Dumnezeu de la locul în care El este și în care ar trebui să fie și în care ar trebui să-L vedem. Că spun foarte mulți oameni, nu prea merg la biserică. Ca și cum prezența la biserică ar fi prezența într-o clădire. Prezența la biserică nu este prezența într-o clădire. Prezența la Dumnezeu este prezența într-un loc. Prezența la biserică este prezența într-un loc în care Dumnezeu se manifestă și în care Dumnezeu împărtășește harul său. Împărtășește trupul și sângele său oamenilor, împărtășește harul lui Dumnezeu, unește pe oameni prin taina Sfintei Cununii, unește pe oameni prin taina botezului, șterge păcatele oameni prin taina botezului și a pocăinței, dă darurile Duhului Sfânt prin taina mirungerii, oferă iertarea păcatelor prin taina spovedaniei și oferă taina sfințirii prin care omul poate să sfințească materia și poate să-L invoce pe Dumnezeu peste oameni și peste materie prin taina preoției. Asta este biserica. Și noi când spunem că dacă suntem prezenți la biserică, ca biserică, că așa ne-am obișnuit noi să vorbim despre biserică, ba de bine, ba de rău, ba putem critica afaceri sau neafacerea bisericii, uităm ce este locul bisericii. Și ce înseamnă biserica? Nu ca, vai de mine, acoperită cu nu știu ce fel de tablă sau pictată nu știu ce fel de stil. Pictată sau nepictată. Plină de oameni deștepți sau nedeștepți. Babe spălate pe picioare sau nespălate pe picioare. Nu asta ne interesează pe noi. Biserica, locul în care se arată Dumnezeu, în care este prezent Dumnezeu și în care lucrează Dumnezeu. Și omul ăsta era conștient, episcopul ăsta care căzuse în păcatul desfrânării, era conștient că el este într-un loc în care Dumnezeu lucrează și în care Dumnezeu este prezent și că a greșit în primul rând în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor. Și de aceea când s-a adunat toată lumea la slujbă, a spus, eu nu mai pot să fiu episcopul vostru. În momentul ăsta mă dezbrac de haine, de hainele preoțești și din semnele episcopale și eu de acum nu mai pot să fiu episcopul vostru pentru că am căzut în păcatul desfrânării. Și toată lumea a spus, părinte, tu ești viața noastră, tu ești sufletul nostru, tu ne-ai iertat păcatele, tu ne-ai îndrumat atâta. Noi trecem cu vederea lucrul ăsta, dar numai tu să fii pentru că pe altul noi nu-l vrem. Au acceptat oamenii mărturisirea lui. Oamenii au intrat ei în pielea lui Dumnezeu ca să vedem cum mai judecă din când în când și oamenii, că iată că mai sunt oameni care judecă și în felul ăsta, în fața unei mărturisiri. Dar și mărturisirea a fost curată a episcopului. Și dorința de a se schimba a fost curată. Și a spus episcopul, nu așa, nu iertare de genul ăsta. Voi rămâne episcop al vostru numai dacă, fiecare dintre voi, eu mă așez la pragul bisericii și fiecare dintre voi să mă calce în picioare și să treacă peste mine, bagiocorindu-mă să mă calce în picioare și să treacă peste mine și atunci eu am să rămân episcopul vostru. Asta nu, altfel nu. Cum să facem așa, părinte, știți toate lucrurile astea în care oamenii nu sunt voiți, dar au spus,
Altfel nu sunt. Și s-a pus episcopul acolo jos la pragul bisericii și fiecare om. Băi, la în vrem de episcop trebuie să facem lucrul ăsta. Și a trecut unul, a trecut celălalt, a trecut celălalt. Și când a trecut ultimul din biserică, piste, episcopul respectiv l-a călcat în picioare și a trecut dincolo de pragul bisericii, atunci glasul îngerului s-a auzit. Pentru smerenia ta, păcatul tău a fost iertat și dezlegat în momentul acesta. Poți să slujești celii sfinte înaintea lui Dumnezeu. Aici avem o prezență a lui Dumnezeu într-un act de sinceritate. Într-un act de sinceritate și din partea oamenilor. Și într-un act de sinceritate și din partea omului acesta, episcopului care a căzut. Deci Dumnezeu este totuși prezent. Asta intrăm. Prezența lui Dumnezeu în viața noastră și prezența lui Dumnezeu în societate și prezența lui Dumnezeu în lume, dar și lucrarea lui. Aspectul numărul 1, sinceritatea sufletească. Cu ce gând facem noi lucrul lui Dumnezeu? Că așa spune în Vechiul Testament. Blestemat este cel ce face lucrul Domnului cu îndărătnicie. Sau cel ce face lucrul Domnului doar de dragul de a-l face. Și mai blestemat este și cel ce leapă de lucrul Domnului. Cel care a fost chemat la lucrarea Domnului și a lepădat lucrul Domnului. Despre unii care au plecat din treaptă, pentru unele motive, unele sau altele. Nu-mi interesează care sunt ele. Așa să-l socotești ca pe un fariseu și ca pe un vameș și ca pe un eretic. Cel care a lepădat treapta preoția pentru un lucru sau pentru altul, pentru un motiv sau pentru altul. Fie că a fost călugăr, fie că a fost preot, fie că a fost diacon, fie că a fost episcop, fie că absolut orice a fost el. Dar noi nu discutăm despre asta. Asta este treaba celorlalți, a canoanilor, a episcopilor, a preoților și treaba fiecărui om. Dumnezeu este prezent, în primul rând, în actul de sinceritate sufletească. Dumnezeu este prezent dacă noi îl chemăm în conștiință. Absența lui Dumnezeu din viața noastră și absența lui Dumnezeu din societate, din mersul țării, din mersul lumii, chiar și din bunăstarea noastră socială, apare numai ca efect, la absența lui Dumnezeu din conștiința noastră. Și toate păcatele în care noi cădem și toate fărădelegile pe care noi facem sunt numai niște efecte ale absenței lui Dumnezeu din sinceritatea inimii, din curăția minții, din curăția sufletului nostru și din liniștea conștiinței noastre. Cum spune Sfântul Apostol Pavel? Noi acum judecăm pe oamenii care au, acum se numesc orientări. Nu există orientări. Omul nu se orientează el că vrea el. Ai patima, ăla e instinctul, aia este pornirea. Și oricine are o patimă, cum am și eu, cum ai și tu, cum are toată lumea, știe ce înseamnă pornirea asta și fierberea asta, așa, sângelui și a trupului și toate celelalte. Și Sfântul Apostol Pavel nu judecă cum ne obișnuim noi să judecăm lucrurile. Ce spune așa? Precum ei nu au încercat să-L aibă pe Dumnezeu în conștiință, așa și Dumnezeu s-a retras și i-a lepădat pe ei și i-a lăsat în mâna și în sfatul minții lor. Și din momentul în care Dumnezeu i-a lăsat și i-au rămas numai trup și Dumnezeu s-a retras, s-au întors împotriva firii și au început să aibă patim de ocară, aprinzându-se unii împotriva altul în mod total nefiresc. Pentru că ei nu au încercat să-L aibă pe Dumnezeu în conștiință. Deci dacă noi nu încercăm, nu putem să spunem vreodată că Dumnezeu a părăsit lumea, a părăsit România și noi să dăm legi care arată că nouă nu ne pasă de faptul că Dumnezeu există sau de faptul că Dumnezeu se manifestă. Spune în Sfânta Evanghelie, pomul se cunoaște totuși după roadele sale. Nu culeg oamenii struguri din mărăcini și nu culeg nici smochinii de pe marginea drumului. Ci smochinile se culeg din smochin, strugurii se culeg din vița de vin, nu se culeg din mărăcini. În momentul în care noi ne gândim la ceea ce culegem și la ceea ce vrem de la oameni, știm unde să căutăm. Nimeni, dacă vrea cineva un prieten, nu o să se ducă, dacă vrea un prieten sincer, dacă vrea să confeseze în fața cuiva, băi, trec prin necazul ăsta sufletesc, am mare asta problemă. Nimeni nu se duce la un om bârfitor,
că zice, băi, ăsta bârfește tot timpul, ăsta vorbește tot timpul, nu poate să țină un secret. Dacă se duce cineva și are o problemă, are o mare nevoie de un... are nevoie să împrumute un ban. Este într-o mare lipsă, spune, nimeni nu se duce la poarta celui mai mare bogat. Că știi că la poarta celui mai mare bogat nu ai nicio șansă. Că bogăția așa se face, tot strângând, tot luând, tot ciupind de la unul, de la altul. Acum nu știu, nu vreau să judec ferească Dumnezeu pe oamenii bogați, dar Iisus Hristos spune, foarte greu o să intre cei ce au bogății și cei ce sunt legați de bogății în împărăția cerurilor. Mai ușor este cămilei să intre prin urechile acului decât bogatului să intre în împărăția lui Dumnezeu. Din ce cauză? Pentru că foarte greu este, știți, există și expresia asta între oamenii foarte bogați. Băi, să nu mă întreb cum am făcut primii bani. Să nu mă întreb cum am făcut primile milioane. Înțelegi? Nu mă întreba niciodată cum am făcut alea. Adică există acolo cu banul, întotdeauna a fost, și cu bogăția și cu marea voție, întotdeauna au fost legate și aspectele astea de folosire a celuilalt, de exploatarea omului de lângă noi. Dacă ne gândim, și așa spuneam, toți oamenii caută bunătatea și caută un loc în care pot fi înțeleși, un loc în care pot fi apreciați de la cineva care vede că face lucrurile astea. Și atunci înseamnă că există o căutare a lui Dumnezeu, nu neapărat în noi, dar există o căutare a lui Dumnezeu și în cel de lângă noi. Când te duci și ești angajat undeva, sau ai făcut o muncă, sau ai făcut o înțelegere și nu ești răsplătit sau nu ți se dă dreptul pe care tu îl meriți pentru ceea ce ai făcut, te gândești, băi, omul ăsta este fără Dumnezeu. Omul ăsta nu este sub nicio formă frică de Dumnezeu. Și atunci parcă toată lumea ți se dărâmă că este această mare nedreptate și nu ai ce face. În fața acestei mari nedreptăți nu ai ce face, pentru că ăla este puternicul. Cel care trebuie să-ți dea ție și poate să nu-ți dea. Legea poate să îndrepte sau poate să nu îndrepte, dar până când te îndreaptă legea, tu suferi. Până când ajunge legea să-și spună cuvântul de către cine mai face legea sau de către cine mai slujește legea, tu suferi. Cum se spune? Dumnezeu este apărătorul văduvelor și sprijinitorul săracilor și ocrotitorul orfanilor. Deci, văduvile, săracii și orfanii. Dacă ne gândim în ce măsură este prezent Dumnezeu în societatea noastră, trebuie să ne gândim în ce măsură noi facem legi și pentru cei care sunt în suferință. Și pentru cei care sunt cel mai puțin ajutați dintre noi sau oamenii care sunt cel mai puțin luați în seamă. Care este grija noastră față de orfani? Care este grija noastră față de bolnavi? Și mai ales nu de bolnavii care sunt bogați sau de bolnavii care au posibilități sau de bolnavii care... Boala oricum este o suferință. Fie că ești, că ai toate bogățiile din lume, fie că ești ultimul sărac, boala tot o suferință este. În boală și în suferință, fiecare om își dă seama că e egal cu celălalt. Acolo se desfințează toate. Când vine un verdict din ăsta, că ai nu știu ce sarcom, că ai nu știu ce boală, că ai nu știu ce leucemie, că ai nu știu ce infecție, că ai nu știu ce... din asta boală autoimună, atunci se termină toate fițele. Nu există, nu mai ești tu vedeta, nu mai ești tu problema. Și chiar există și persoane de genul ăsta în care noi le vedeam din afară bogate sau vedete sau foarte prezente în viața socială sau foarte apreciate și săracii ascundeau drame, ascundeau suferințe, ascundeau tot felul de nenorociri. Și atunci îți dai seama că Dumnezeu este prezent în viața fiecăruia și cercetează pe fiecare așa cum consideră El. Noi dacă acceptăm această cercetare, și a noastră ca națiune, și a noastră ca suflet, și a noastră ca viață, putem să găsim niște răspunsuri, dar putem să ne și revoltăm. Ce se spune despre, de exemplu, despre Cain? Ce s-a gândit Cain să facă? În ăsta, cum îi spune, în tipologia și în felul de a acționa lui Cain vedem absolut
felul de a acționa a oricărui om, nu care nu crede în Dumnezeu, ci care își închipuie că lui o să-i fie mai bine în momentul în care este cel de lângă el executat. Sau în momentul în care cel de lângă el dispare. Sau în momentul în care cel de lângă el este mai puțin pus în valoare. Despre asta este vorba la Cain și la Abel. Nu este vorba că vai de mine, ăla l-a urât pe fratesul. Nu! Că fratesul reprezenta o mustrare de conștiință a nelegiuirii lui Cain. Să nu existe omul care mustră conștiința. Și aici este depărtarea totală a lui Dumnezeu din viața noastră făcută de către noi înșine. Aici vedem ce înseamnă atitudinea asta pe care o explică și Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea vă urăște pe voi lumea și de aceea o să vă urască pe voi întotdeauna lumea, pentru că voi arătați că lucrurile lumii nu sunt bune. Și mărturisiți despre aceste lucruri ale lumii că ele nu sunt bune și de aceea lumea nu are cum să vă iubească niciodată. Nu că suntem noi mai drepți decât lumea, niciodată. Că spunem, lasă-mă, domnule, și cu creștinii ăștia, că ei dau, au nu știu ce învățătură, dar de fapt ce fac ei mai răi ca noi. Nu din cauza asta. Lumea nu urăște, cum spune și Iisus Hristos, dacă l-au omorât pe păstor, cu oi ce credeți că vor face? Dacă m-au ucis pe mine și dacă m-au urât pe mine, și pe voi vă vor urâ. Din cauza că suntem noi ca Iisus Hristos, că lumea nu l-a urât pe Iisus Hristos și nu l-a osândit la crucificare, că lumea în totalitate, nu numai preoții, nu numai cărturarii, nu numai farisei, nu numai saducheii, mulțimea toată o zis, răstignește-le, vrem pe tâlharul ăsta, că ăsta îndeplinește scopul politic imediat. Și aia a fost alungarea lui Dumnezeu din sânul poporului evreu. Și ce spune? Să va întoarce împotriva și să va cere de la poporul acesta fiecare picătură de sânge a dreptului. De la sângele dreptului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Varahia, care s-a vărsat de către voi între templu și altar. Deci noi îl aruncăm pe Dumnezeu, noi îi jertfim pe oamenii aceștia care n-au dreptul să existe pentru că ei reprezintă mustrarea de cugeta noastră. Asta a făcut Cain. Nu a suportat mustrare de cuget, că ăsta Abel era drept. Și că Dumnezeu a primit jertfa lui Abel. Și că toată lumea putea să vadă că jertfa lui Abel este primită și jertfa lui Cain nu este primită. Și asta nu a suportat. Cain. Și de asta Dumnezeu îl face rătăcitor pe pământ. Ce înseamnă rătăcirea asta pe care ăsta o suferă? În niciun om nu mai poate să-l vadă pe Dumnezeu. Și de aia acolo este absența lui Dumnezeu din noi, din punctul nostru de vedere, și că noi nu mai putem vedea pe Dumnezeu în nici într-un om din jurul nostru. Și gata, atunci ce începem să vedem? Oamenii ca numere. Băi, câți oameni sunt? Atâți oameni sunt. De câți oameni am nevoie? De atâți oameni am nevoie. Cu restul ce facem? Facem ce am chef să facem. De aici începe socoteala asta ateii cu oamenii. Și ăștia sunt oamenii rătăcitori, ăștia sunt cainii de astăzi, care, băi, mai avem nevoie de babile astea de 80-90 de ani? Nu, 5 milioane pensii. Mai avem nevoie de copii ăștia bolnavi, de autiști ăștia, de copii cu sindrom Down? Nu, dă-le 2 milioane, dă-le nu știu ce, dă-le o alocație de 100 de lei. Mai avem nevoie de... pentru că oamenii ăștia nu aduc profit. Oamenii ăștia nu reprezintă nimic. Avem nevoie de oameni sănătoși, avem nevoie de oameni puternici și avem nevoie de oameni care zic așa, da, să trăiți, nimic altceva. Și asta este o viziune demonică a lui Cain. De aici pornește ura împotriva oamenilor lui Dumnezeu, nu cam fi noi oameni la lui Dumnezeu, că vai de steaua noastră ce oameni al lui Dumnezeu suntem și noi. Nu din punctul ăsta de vedere, dar din punct de vedere a ceea ce reprezentăm. Că Iisus Hristos a înviat. 1. Asta reprezentăm. Asta e mărturia apostolilor, că Iisus Hristos a înviat. După aceea că Iisus Hristos este stăpân al morții și cu omului nu mai trebuie să-i fie frică de moarte și cu omul nu mai trebuie să tremure în fața morții și cu omul nu mai trebuie să tremure în fața tuturor așa zișilor stăpâni intitulați ai lumii de astăzi. După aceea
că Iisus Hristos este stăpân deasupra și este deasupra păcatului. Și că păcatul nu ne mai dă definiția noastră. Asta este ura contemporană, că noi nu mai suntem definiți de păcatele noastre. Domnule, orice păcat ai făcut, Dumnezeu te poate ridica din el. Omul are o ură față de libertate. Și aici este o altă absență a lui Dumnezeu pe care o trăim cu toții. În momentul în care nu mai respectăm, prima a fost aceea a singurătății și a însingurării noastre, a judecății celuilalt, a lipsei lui Dumnezeu din conștiință. După aceea a fost lipsa lui Dumnezeu din vederea fiecăruia dintre noi și după aceea este ura împotriva libertății. Noi nu suportăm să fim liberi. E foarte greu. Și de aceea oamenii dau definiții tuturor celorlalți oameni. După ce? După anumite lucruri prezente în trup. Și atunci spune, bă, tu dacă vrei să fii lucrul ăsta, eu îți dau definiția asta și tu te mulțumești și te duci cu definiția asta, dar definiția nu mulțumești niciodată pe un om. I-am spus omului că este. Am încercat să definim omul din punct de vedere al preferințelor intime. Și am dat mii de definiții după aceea. Și am dat definiții. Dar omul nu-i mulțumit de definițiile astea, că n-are cum să se mulțumească omul că i-ai pus o etichetă și el e mulțumit. N-are cum să fie mulțumit de treaba asta. Săracii să se sinucid pe capet. După aceea, am început să punem definiții omului în funcție de culorile politice. Dar nici cu lucrul ăsta nu are cum să se mulțumească omul. Că din ce cauză? El are o culoare, cel de lângă el are altă culoare, cel de lângă el are altă culoare, frații al altă culoare politică, pentru că așa e omul. Se gândește, băi, ce fain e să fii în PNL sau în USR sau în PSD sau în toate celelalte, sau UDMR sau ce partide mai sunt acum. Și el se atașează de lucrul ăla și se atașează de identitatea aceea și crede că acolo va... și îi dă valori de Dumnezeu și îi dă valori de biserică. Și omul se comportă ca biserică într-un loc în care el spune că urăște biserica, dar el tot ca o biserică se comportă. E o chestie foarte ciudată și foarte interesantă. El are aspect de credință. Ce spuneau în vechile imne ale comuniștilor? Partidul, România, Ceaușescu. Și se cântau imne. Și ei erau mai credincioși și mai bisericoși față de partid decât suntem noi față de biserică. Pentru că nu ai cum. Pe om nu ai cum să-l desprinzi de credință. Credința este în om și omul nu are cum să fie desprins de credință. Ci toate lucrurile și toate definițiile care se dau acum oamenilor sunt ce? Sunt științifici? Nu! Știința e bună de aici până aici cât e uzuală. Atât e bună știința. Dar dincolo omul se orientează în viață după credință, după ceea ce simte. Și ce spune? Nu ai voie să-mi alterezi tu simțământul meu despre mine. La asta se referă totul. Povara libertății pe care cu toții o trăim este acea, o vedem încă de la căderea protopărinților noștri în păcat. Nouă ne este frică să spunem da, eu am făcut lucrul ăsta și da, l-am făcut prin libertatea asta. Și întotdeauna spunem nu, am fost noi instrumentați, am fost noi seduși. Am fost noi duși pe lucrul ăsta, că de fapt noi suntem așa de drepți, dar uite, mi s-a încălcat libertatea sau nici n-am avut libertate, nu am avut libertate să nu cad. Și în toată lipsa asta de libertatea mea, tu ești vinovat, Doamne. Tu ești vinovat că mi-ai dat femeia respectivă, tu ești vinovat că mi-ai dat bărbatul respectiv, tu ești vinovat că ai pus creația în felul ăsta și ai făcut-o în felul ăsta și mai mult decât atât știi care e problema. Că așa mai e o obișnuință, spun. Până la urmă, vinovat e Dumnezeu că a pus mărul acolo. Cine l-a pus pe Dumnezeu să pună mărul acolo? Noi ajungem și până la momentul ăla. Până la urmă, domnule, de ce a pus mărul acolo dacă știa că prin măr cade? Da, poate fi înțeles și un lucru ăsta, dacă suntem un picuț puțin tei la minte. Dar nu mărul a făcut pe om să cadă, ci atitudinea interioară a omului față de Dumnezeu. Aia l-a făcut pe om să cadă. Nu o altă femeie face pe un bărbat să își înșele soția lui. Nu o altă femeie, sub nicio formă. Atitudinea interioară a unui bărbat față de altă femeie. Sau atitudinea interioară, sau cum să
gândești sau cum s-a desprins bărbatul de icoana femeii sale din inima lui. Nu ăsta cum îi spune, țigara este vinovată sau drogul este vinovat sau băutura este vinovată. Așa spune, e, arzi-o focul de băutură. N-are de ce să ardă focul. Sau de ce nu interzici biserica băutura? Când nu este treaba bisericii să interzică nici băutura, nici drogul, nici jocul din noroc, nici desfrânarea, nu este treaba bisericii să controleze societatea. Este treaba conștiinței umane. Nu este treaba bisericii să pună la fiecare om cameră de luat vederi și să supravegheze. Sau să pună din aia, cum îi spune, că era un film făcut pe o idee, de foarte interesantă idee. Accesul la memoria omului. Accesul nostru. Era un film din ăsta foarte interesant în care spunea că în viitor atât de pătrunzătoare poate să fie știința în ceea ce înseamnă mintea omului, imaginația omului, gândurile omului, că poate să-și întrebe, poate să-și chestioneze sau poate să folosească lucrurile astea chiar ca probe. Eu să am acces la tot ceea ce gândești tu. Și atunci era filmul ăsta, adică dacă cineva are totala deschidere și totala încredere, să-și prezinte toate gândurile și toate informațiile și toate memoriile în fața celorlalți sau în fața omului pe care îl iubește sau pe care zice că îl iubește. Era un fel de acces din ăsta pe care numai divinitatea poate să o aibă. Cum se zice în Sfinții Părinți, în scrierile patristice, în scrierile pusnicilor, s-o gândit de mult la lucrul ăsta că el există. Pentru că și în Vechiul Testament spune că Dumnezeu cunoaște ascunzișurile inimilor oamenilor. Că toate căile omului sunt deschise și sunt văzute și nu este nimic ascuns înaintea mea. Ei, noi acum am luat gândirea asta lui Dumnezeu și posibilitatea asta de a ancheta. Că Dumnezeu este și un anchetator, dar și judecător suprem. Dar când? Când omul a trecut de bariera morții. Când omul a trecut de bariera capacității de a mai lucra ca și faptă. Și atunci Dumnezeu gata, poate să fie anchetatorul și poate să-și ia ce? Ca avocat, conștiința lui Dumnezeu din noi, conștiința lui, glasul lui din noi. Că asta face Dumnezeu. Că vom fi judecați, cum se spune, la cântarea Maicii Domnului, de la Utrenii. Risipita pe cei mândri prin cugetul inimilor. Prin asta se risipesc cei mândri. Nu se risipesc, vai de mine, că Dumnezeu s-apucă și scoate el catastiful și începe. Uite, aici ai curvit, aici ai băut, aici nu știu ce ai făcut, aici nu știu ce ai, pe aici nu știu pe cine l-ai dereglat, pe aici pe nu știu cine l-ai dedreptățit, aici nu știu ce ai furat, aici nu știu ce ai mai făcut. Nu face Dumnezeu lucrul ăsta. Dumnezeu își ia conștiința curată din om și glasul conștiinței spune tot din noi. Și noi participăm și la judecata noastră și la anchetarea noastră și la vădirea tuturor faptelor noastre înaintea tuturor sfinților și a tuturor puterilor îngerești și după aceea participăm la osândirea noastră. Dar numai că osândirea pe care noi o facem atunci nu mai este mântuitoare. Pentru că nu mai poate să se schimbe omul cu nimic. Omul nu mai poate face nicio faptă bună ca să arate schimbarea de acolo. Este o altă absență a lui Dumnezeu. Este o altă absență a lui Dumnezeu pe care sufletul uman o simte. Din ce cauză? Realizează care este originea lui, realizează atunci care a fost sensul vieții lui și realizează și care este sensul veșniciei lui și cum o să-l trăiască de acum încolo. Sunt niște trăieri pe care noi nu le putem explica pentru că noi nu suntem la măsurile sfinților părinți, dar cât de înfricoșător este acea lipsă a lui Dumnezeu din acele momente din sufletul omului și cum este trăit iadul ca moarte, ca osândă, ca foc, ca întunericul cel mai din afară, ca plângere și ca scrâșnirea dinților și ca tot ceea ce spune Mântuitorul Iisus Hristos, este demn de amintit, nu de explicat, că noi nu putem să explicăm așa ceva. Orice durere care se simte în sufletul nostru, în viața noastră, în viața trupului, în viața minții noastre, în viața inimii noastre, în viața sufletului nostru, este ca o adiere de vânt față de ceea ce înseamnă durerea eternă, durerea iadului, durerea trăită veșnic. Și noi putem să avem în viața noastră
întrezăriri ale durerii acele, mai ales în momentul în care pierdem pe cel drag, mai ales în momentele în care suferim de boli sufletești, mai ales în momentele în care oamenii ajung în vecinătatea sinuciderii, în vecinătatea dorinței, în vecinătatea depresiei, în vecinătatea dorinței de a nu mai trăi. Acolo sunt niște dureri pe care oamenii nu le mai pot suporta. Și niște dureri din care oamenii nu se mai pot duce spre Dumnezeu, nu mai pot înălța niciun gând spre Dumnezeu pentru că nu au exercițiu înălțării gândului spre Dumnezeu din toate necazurile vieții. Și durerea devine atât de insuportabilă încât viața nu mai poate fi trăită. Despre asta este vorba în această absență a lui Dumnezeu din viața noastră și se poate ajunge până în momentul ăsta și se poate ajunge și până la momentul de încrâncenare socială, în care viața socială nu mai are niciun sens. Și atunci ce apare? Războiul. Atunci ce apare? Dorința de a desființa societatea, dorința de a desființa liniștea, dorința de a desființa familia, dorința de a desființa bucuria, zâmbetul, de a șterge tot. Ce poate să însemne, de exemplu, o bombă? Și noi ajungem la ăstea, cum îi spune, la manifestări de genul ăsta ale puterii de distrugere, care sunt inimaginabile, care sunt demonice. Lumea creează arsenal peste arsenal. Lumea creează durere peste durere. Lumea creează mașinării de desființat oameni, societăți, civilizații și viață. La asta ne pricepem să creăm. Ne pricepem să creăm foarte multă moarte în jurul nostru. Este foarte interesant cum ajungem la această putere creatoare demonică, dacă putem să numim demonicul creator de ceva, de suferință. Așa se spune, dacă ne gândim la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, când îl definește pe demon, el spune așa: el dintr-un început a fost ucigaș de oameni și tată al minciunii. Deci demonul este cel care a creat minciuna, că de asta nu este tată al minciunii, și demonul este cel care a creat suferința, uciderea, moartea. Și noi ne pricepem acum foarte mult și oamenii din dorința de siguranță, și asta este un paradox, Doamne, al vieții noastre, nu pot să-l înțeleg, nebunești dacă te gândești la el. Din dorința mea de siguranță, ajung să creez modalități de distrugere ale celuilalt. Din dorința mea de siguranță. Păi și tu, dacă din dorința ta de siguranță creezi modalități să-l distrugi pe celălalt, ăla ce o să facă? Din dorința lui de siguranță o să răspundă în același fel, la felul în care te pregătești tu. Și el o să-și creeze metode de a te distruge pe tine. Și din metodele astea de distrugere a unei țări față de cealaltă, a unui om față de celălalt, că noi numai așa putem exista. Și aici este Cain și Abel. Dorința de a-l distruge pe celălalt. De ce? Ca să fie punctul nostru de vedere punctul bun. Ca să fie punctul nostru de vedere punctul adevărat. Și în momentul ăla Dumnezeu dispare. Dar Dumnezeu se retrage și spune: gata, i-am lăsat în sfatul minților. Nu ați căutat. Ce spune? Caută pacea și urmează pe ea. Vei trăi în veacul veacului. Dacă tu cauți pacea și urmezi pe ea. A, cauți alianțe de război? Cauți alianțe? Spune așa: într-un nimic aș fi desființat pe vrășmașii voștri, Israeli, dacă tu ai mai urmat pe mine. Dar acum tu ce ai făcut? Te-ai dus la Egipt crezând că scapi de Babilon. Te-ai dus la asirieni crezând că scapi de Babilon. Te-ai dus la celălalt crezând că scapi de asirieni. Nu. Nu vei scăpa de ei decât în momentul în care te vei întoarce la mine. Și eu te voi duce, voi desfința tot, voi desfința până și locașul meu, și templul meu, și Ierusalimul meu, în care eu m-am arătat ție și în care a locuit numele meu. Voi desfința tot și te voi duce în țară străină și acolo te voi păstra. Din ce cauză? Ca să-ți dai seama ce înseamnă să fii condus de un om care te urăște și de acolo să te întorci din nou la mine, care te-am condus ca un om care te iubesc, dar care nu te-am lăsat în destrăbălările tale, în figurile tale, în libertățile pe care tu ți le-ai imaginat după felul tău și care eu doar m-am retras. Și a zis, Dumnezeu doar se retrage. Dumnezeu nu ne urăște pe noi prin faptul că noi l-am luat la palme și că l-am scuipat și că l-am răstignit. Nu! El doar face un pas în spate. El își duce până la capăt misiunea,
își mărturisește învierea, își mărturisește stăpânirea asupra morții, dar el nu începe război împotriva umanității. Retragerea lui Dumnezeu din umanitate începe, înseamnă începerea războiului. Așa spun. Dacă o clipă dacă și-ar lua Dumnezeu harul de la umanitate, demonul cu o simplă gheară, cu un simplu gest, cu un simplu gest al voinței ar distruge totul. Ar preface totul în nimic. Ar desființa totul. Și Dumnezeu face această retragere pedagogică a harului de la noi ca să vedem. Păi, tu ai vrut să fii, să vezi cum este fără mine. Nu e retragere totală, că atunci înseamnă desființarea ta. Nu doar moartea trupească, înseamnă desființarea ta, dar este o retragere pedagogică. Și de fiecare dată, și cu asta mă duc spre încheiere, de fiecare dată când ne gândim unde este Dumnezeu, unde a dispărut Dumnezeu din viața noastră, unde a dispărut Dumnezeu din societatea noastră, unde a dispărut Dumnezeu din lume, de ce este suferință, de ce este moarte, de ce este boală, de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă cu copiii, cu bătrânii, cu adulții, cu tinerii, cu tot ceea ce suferă, trebuie să ne gândim, ca prim aspect, cam unde ne-am situat noi și cam ce am făcut noi. Deci ea Dumnezeu a pus spovedania, nu din cauza că vor preoții să asculte păcatele oamenilor. Cât este de interesant să ascultăm noi toate păcatele oamenilor. Oamenii au aceleași păcate și toate păcatele sunt la fel. Nu există vreun om care să facă alte păcate decât cele din îndreptarul de spovedanie. Nu există un om care să mire pe vreun preot cu vreun păcat după ce preotul ăla, să zicem, a spovedit jumătate de an. Nu există așa ceva. Deci toate păcatele sunt aceleași, de la păcatele care sunt legate de trup ca desfrânare până la păcatele care sunt legate de trup ca și consum. Ceea ce îi place omului să consume. Și după aceea până la păcatele care sunt legate de cele ale sufletului. De ură, de dușmănie, de plăcere, de invidie, de toate celelalte aspecte și patim sufletești. Că sunt patim sufletești și sunt patim trupești. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos spune că din Maria Magdalena a scos 7 demoni. Din ce cauză au scos 7 demoni? Nu doar păcatul desfrânării. Oamenii au văzut mai desfrânarea în ea pentru că asta era cel mai vădit lucru. Dar Maria Magdalena nu era numai desfrânarea. Erau toate. Erau banii. Era ăsta, cum îi spune, lipsa de iubire, era slava de șarte, era dorința de a fi apreciată, era lăcomia, erau toate celelalte, toate păcatele capitale, că de asta zice 7 păcate, că sunt păcatele capitale, păcatele de moarte. Și toate erau acolo, pentru că un păcat le atrage pe toate celelalte. Și toate păcatele duc la lipsa lui Dumnezeu din sufletul nostru. Și când să ajungi la lipsa lui Dumnezeu din sufletul nostru, moartea este lângă noi. Că așa spune, plata păcatului este moartea. Și toți au zis, păi Dumnezeu ăsta răzbunător, Dumnezeu ăsta care nu a putut să stabilească nimic în vechiul ăsta testament decât uciderea cu pietri, ăsta cum îi spune, înfometarea și alte, nu știu ce, alte păcate și pedepse mai erau în vechiul testament. Dar în primul rând uciderea cu pietri. Ce a putut să aducă Dumnezeu? Nu! În momentul în care păcatul ajunge până la ultimele aspecte ale ființei noastre, asta vrea să arate regea Vechiului Testament. Că moartea este lângă noi și că tu nu mai ai de fapt pentru ce trăi. Că omul deja când se desparte de familia lui, că omul deja când nu ia pe beție, pe drog, pe jocuri, pe destrăbălare, pe ură, pe crimă, pe toate celelalte, el de fapt începe să moară treptat, treptat, până când societatea ajunge ca să-l răsplătească sau ca să-l pedepsească pentru ceva. Și aia este moartea. Și pedeapsa care vine este numai un din asta, cum îi spune, un proces exterior care arată de fapt ceea ce se întâmplă în sufletul nostru. Încet, încet din noi au murit părți. În momentul în care suntem bețivi, au murit sensibilitățile și cunoașterea lui Dumnezeu. Din ce? Din natură. Pentru că noi începem să folosim cele ale naturii împotriva lui Dumnezeu. Nu-l vedem pe Dumnezeu din natură și ăla este lipsit din natură, pentru că în noi există doar lăcomia. Că este beție a trupului și beția sufletului.
și în beția asta a trupului noi ne îmbătăm. Și de ăsta, cum îi spune, și de tot ceea ce consumăm, nu neapărat la nivel alcoolic, dar de toată desfătarea asta pe care o consumăm și intrăm în aspecte ale lăcomiei. Și atunci dispare Dumnezeu din creație. A murit Dumnezeu din creație. Și de fapt, dacă a murit Dumnezeu din creație, noi intrăm în procesul animalic, care duce inevitabil și la moartea noastră. Orice proces animalic duce și la moartea noastră. Omul lacom ajunge să lupte împotriva unui alt om lacom. Omul care a adunat bogăție peste măsură ajunge să se întâlnească, deci calcă pe cadavre, distruge pe toți ceilalți, deposedează pe toți, dar se întâlnește cu altceva. Se întâlnește cu un alt om care și el la rândul lui a făcut lucrurile astea. Și se pleacă de la un nivel din ăsta orizontal și se duce piramidal până când ei se întâlnesc. Și de aici încolo merge numai unul. Ori s-o moară unii pe alții, ori moare unul dintre ei. Și asta este moartea, că astea, cum îi spune, resursele pământului sunt limitate, dar nu sunt limitate la felul în care le vedem noi astăzi limitate, ci sunt limitate la bunul simț. La felul de a construi. Fiecare dintre noi vrea câte o casă cu 5 camere pentru fiecare om. Să avem noi câte o cameră pentru fiecare anotimp. Sau fiecare dintre noi vrea o casă care să aibă neapărat câte o cameră pentru fiecare om. Sau câte două camere pentru fiecare om. Sau fiecare familie vrea câte două sau trei mașini pentru fiecare, câte o mașină pentru fiecare membru al familiei. Ei, asta este imposibil dacă o gândești la 9 miliarde de oameni. Și asta devine un iad. Când noi zicem, cum devine un iad? Păi uite cum devine un iad. Te-ai trezit să te duci prin București de dimineață și îți imaginezi 3 milioane de oameni, 3 milioane, sau că n-ai cum să fii 3 milioane, cât să astea mai sunt 200.000 de copii sau ceva în genul ăsta, dar toți care sunt peste 18 ani să fie același număr de mașini la toți? Ce înseamnă ăla? Iad! Și oamenii stau în iadul ăsta și merg, preferă să facă 2 ore de la servici până la muncă sau de acasă până la muncă 2 ore și de la muncă înapoi acasă încă 2 ore sau o oră jumătate, dar el stă în aerul condiționat și se bucură că mașina lui e faină. Și ăsta este o desființare a noastră personală pe care noi nu știm să o tratăm pentru că Dumnezeu lipsește din judecățile noastre. Și cumpărăm continuu mașina aia care aia tot timpul ne distruge pe noi. Dar noi nu știm să rezolvăm lucrul ăsta. Din ce cauză? Ca să rezolvi lucrul ăsta, trebuie să atingi dreptul a omului de a poseda. Și n-ai cum să faci lucrul ăsta, fără să se întoarcă oamenii împotriva ta. Poți să lărgești benzile la nesfârșit, dar n-ai cum să lărgești benzile ca să transformi totul într-o șosea. Și asta eu am explicat la modul așa, copilăresc, că ți se poate explica cu un lucru care toată lumea suferă și toată lumea se plânge. Părinte, este insuportabil traficul. Este un stres mai mare decât tot stresul pe care îl simt la servici. Și asta este felul nostru de a gândi. Și este un vacarm, efectiv. Oamenii găsesc modalități, acum nici nu te poți descurca, să spunem, fără mașină. Și oamenii găsesc modalități de a supraviețui în vacarmul ăsta. Unii oameni au început și au zis, părinte, să știți că eu m-am apucat de acum să-mi fac canonul în mașină. Și oamenii au avut. Unii ascultă psaltirea, alții ascultă paraclisii, alții încep să calmeze când ajung acasă. Zic, să știți că eu dacă am ascultat din psaltirii sau două acatiste cât am fost așa, eu mă uit la alții cum țipă și parcă sunt așa într-un film. Așa mi-a explicat cineva. O sfințesc și ei bulevardele. Da, și-o zis, eu mă simt așa ca într-un film. Adică îi văd pe ăștia că se supără, că se enervează. Chiar odată mi-a explicat cineva că tot așa stătea și asculta un acatist acolo la radio, Trința sau nu știu ce era acolo, o slujbă, o vecernică, ceva în genul ăsta, că săraci oameni. Și asta e tot așa o chestie care, și cu asta chiar închei. Noi fugim de rugăciunea asta de dimineață, de rugăciunea asta de seară. Noi am fugit de, v-am zis că, băi, cât din înapoiat sunt oamenii cu trenii, cu vecernii, când încep cu liturghia dimineața și după aceea vin ăsta, cum îi spune, și fac vecernia seara, știi cum e programul ăsta al monahilor sau preoților care fac. Acum și foarte mulți preoți de mir încep și fac liturghii, fac în fiecare zi liturghii, fac vecernii, fac exact ca la mănăstire. Și am ajuns să facem tot acest ciclu liturgic prin munca noastră, dar numai că nu prea este ciclu liturgic, din ce cauză?
plecăm pe la 6 dimineața spre servici, și ăla este liturghia, să muncești sărac om 7, 8, 10 ore și vine la vecernie sau la utrenie acasă. Acasă. Da. Și ajunge la vecernie sau la utrenie sărac om acasă și este terminat și spune, băi, să știi că am fost și la priveghere astăzi. Este și o tragedie, pentru că timpul săracilor oamenilor este răpit în totalitate de activitatea asta care nu le mai dă sens, care nu le mai dă bucurie. Și spune pe la unul, băi, pentru ce muncesc? Și asta este tot așa, o lipsă a lui Dumnezeu. Când te uiți în vacarmul ăsta, din afară, când te uiți așa, și poți să cazi în gândirea asta, băi, e absent Dumnezeu total. Unde este Dumnezeu în tot traficul ăsta, în toate ideile astea, în toate gândurile astea ale noastre, în toate influențele astea sociale și tot ceea ce gândește fiecare om? Unde este Dumnezeu? Și Dumnezeu poate să fie chiar în acel simplu, Doamne miluiește-mă sau Doamne ajută-mă să ajung sănătos la servici de acasă și să ajung din nou sănătos și cu bine acasă la cei dragi mei după ziua de muncă. Dumnezeu poate fi găsit de la pasul mic și simplu și sincer făcut de mulțumire, de recunoaștere, de bunăvoință spre El. Chiar în acest vacarm social, când noi nu putem să spunem că îl găsim pe Dumnezeu după ce îndreptăm societatea, asta este o nebunie. Băi, facem noi societatea dreaptă și după aceea gata, îl facem prezent pe Dumnezeu în societate din cauza că i-am făcut pe toți drepți. Asta e tiranie. Nu avem voie să facem așa ceva. Noi trebuie să îl găsim pe Dumnezeu chiar în acest iad aparent al vieții noastre și al activităților noastre super aglomerate dintr-o zi și super agasante și super stresante și super obositoare. Chiar în locul ăsta noi trebuie să-L găsim Dumnezeu. Din ce cauză? Vreau să spune, se referă la traiul pe acest pământ ca la trecere printr-o vale a plângerii. Dar în această vale a plângerii noi avem șansa să-L găsim pe Dumnezeu dincolo de păcatele noastre, care ne cere să ieșim din păcatele noastre și din preocupările noastre ca să ne putem bucura de El. Nu ne cere Dumnezeu să ieșim din păcatele noastre ca să fim niște chinuiți. Ne cere Dumnezeu să ieșim din păcatele noastre ca să ne putem bucura de Dumnezeu. Și în felul ăsta putem înțelege ce spunea Sfântul Serafim de Sarov. Hristos a înviat bucuria mea și ăsta n-avea nimică. Și ăsta nu avea nimic. Și vorbea despre Iisus Hristos înviat ca bucuria Lui, deși El n-avea nimic. Și curgeau la El mii de oameni, mulțimi de oameni curgeau la acest sfânt, deși El nu avea nimic. Să le dea ce? Noi ne putem întreba, băi, la ce se duc ăștia? Sau unul se poate întreba unul mai rău tot ce? Bă, dar la ce te duci la popa ăla, la moșneagul ăla? Ce să-ți dea ăla? Să dea urma prezenței lui Dumnezeu din sufletul lui. Că asta poate să facă un om care l-a găsit pe Dumnezeu și care nu mai este legat de ceea ce are, care nu mai este influențat de ceea ce trăiește, de ceea ce posedă, de ceea ce vine sau pleacă dinspre el. Nu mai este influențat de lucrurile astea, din ce cauză că o găsit punctul fix. L-a găsit pe Dumnezeu, o găsit constantă. Și din momentul în care o găsit constantă, o găsit punctul fix, el este orientat în orice ce se întâmplă. Vine boala peste lume, el știe ce are de făcut în boală. Vine războiul peste lume, el știe ce are de făcut în război. Vine moartea peste lume, el știe ce are de făcut chiar în plagul morții. Să dea bunul Dumnezeu să știm și noi să găsim așa pe Dumnezeu, pe sfinții lui, cuvintele lui Dumnezeu, împărtășania, spovedania și toate lucrurile care pot fi făcute în legătură cu Dumnezeu ca niște puncte fixe în viața noastră. Și atunci nu o să ne mai întrebăm, băi, unde este Dumnezeu în tot vacarmul ăsta social sau unde este Dumnezeu în tot vacarmul meu interior. Și din momentul ăla putem să-L găsim ca așa zice, împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru. Și dacă găsim înăuntru nostru punctul ăla din care Dumnezeu vorbește, putem face ordine în toate părțile sufletului. Dacă avem noi grijă întâi să fim perfecți din toate punctele de vedere ale sufletului, niciodată nu o să-L găsim pe Dumnezeu din punctul ăla sufletesc. Să plecăm de la simplu punct sufletesc, de la simplu Doamne miluiește, de la simpla prezență, de la simpla rugăciune, de la simpla bunăvoință față de cei dragi ai noștri și la oamenii din jurul nostru și atunci întrebarea că unde este Dumnezeu în viața noastră și în viața societății noastre, întotdeauna își va afla răspunsul de la Sfântul
profet David. Văzut am pe Domnul înaintea mea, că de-a dreapta mea este, ca să nu mă clatin. Amin. Amin. Mulțumim de suflet pentru explicații și pentru faptul că ne-ați prezentat atât de cuprinzător aceste problematici care noi le experimentăm pe pielea noastră zi de zi și trăim drama aceasta despărțirii de Dumnezeu, dar din vina noastră, nu din foarte bine ați explicat. Propun să trecem la partea a doua a emisiunii, să vedem ce frământări au și cei ce ne urmăresc și reamintesc tuturor că puteți lăsa întrebări în secțiunea de chat a live-ului de pe YouTube, astfel încât să le putem adresa părintelui. Și iată prima întrebare de la Mădălina, întreabă în felul următor. Părinte, călugării care plecau în pustie cu binecuvântare și stăteau în pustie și primeau ispite cu vedenii diavolești, ei primeau ispitele pentru că nu se spovedeau lunar? Găsim în viața Sfântului Antonii următoarea explicație chiar din partea Maicii Domnului. Că Sfântul Antonii vrea ca să se ridice toate ispitele de la călugări, să nu mai fie munciți călugări. Unul venea, spun, părinte, sunt muncit de duhul desfânării, altul de duhul averilor, altul, părinte, că sunt neliniștit, vreau să plec și plec tot timpul, vreau să plec tot timpul dintr-un lucru în altul, altul de lăcomie. Fiecare ispită, fiecare om ce avea fiecare în sufletul lui. Și Antonie, văzând toată această muncă, zice, Doamne, ridică ispitele de la oameni. Și la care Maica Domnului spune, ridici ispitele și niciunul nu se mântuiește. Deci nu ispita este problema. Că omul se edifică prin ispita așa cum aurul este lămurit sau aurul este curățat prin foc. Fericit este bărbatul care rabde ispita ca acela, întărit făcându-se va lua cununa vieții. Deci la noi nu ispitele sunt probleme, noi vrem o liniște fără ispite. Noi vrem un fel de liniște asta, dar nu. Împărăția lui Dumnezeu se ia cu luptă, împărăția lui Dumnezeu se ia cu asalt. Și numai omul care a trecut prin ispită înțelege ce înseamnă raportarea lui Dumnezeu, raportarea la diavol. Călugării cădeau în ispită, că aici e problema care nu a fost înțeleasă de către sărăcuții ăștia la minte, care schimbă Tatăl nostru, nu ne duce pe noi în ispită. Călugării care erau duși în ispită, că de asta spunea, ispita trebuie să existe, ispititorul este lângă noi, dar și îngerul păzitor este în noi. Rugăciunea este, Doamne, întărește-ne să nu ne ducem în ispită, asta e sensul, și nu ne duce pe noi în ispită. Întărește, că Dumnezeu nu este ispititorul oamenilor. Întărește-ne să nu ne ducem noi în ispită, oameni, să nu fim duși în ispită, că din ispită nu mai scap. Erau căzuți în ispită călugări din momentul în care nu-și povedeau gândurile, nu se împărtășeau lunar sau săptămânal sau cum era rânduia la fiecărui așezământ monahal. În așezămintele monahale mai mari se practica spovedania și împărtășania săptămânală. În așezămintele mai mici, în care erau ori pusnici, ori la care erau niște ascezi din ăștia care stăteau câte 2-3 într-un loc, atunci spovedania și împărtășania se practica la o distanță un pic mai mare de vreme. Unii se împărtășeau la o lună, alții la mai mult, dar oricum se căuta, cam era cuvântul ăsta Sfântului Ioan Gură de Aur, cam măcar de 12 ori pe an la praznicile împărătești să fie împărtășit călugărul. Bun, tot Mădălina vă întreabă în felul următor. Orice om poate avea vedenii sau mai predispuși la semne ispitiri sunt călugării din pustie și oamenii cu adevărat credincioși. Ce aflați în ateism? Poate avea și vedenii sau astfel de lupte? Fiecare om poate să treacă prin aspecte de genul ăsta care țin de vedenii, de vise, de închipuiri, de apariții, pe care unii oameni și le explică într-un fel, alții și le explică în alt fel. Călugării care mergeau și alergau spre o viață de pustie, iar ei erau eliberați de anumite lupte. Nu mai vedeau trupul care îi ispitește, al aproape. Era trupul femeiesc. Nu mai erau ispitiți de avere, pentru că atunci nu avea niciun om, nimeni nu apărea lângă ei, ei nu aveau nicio treabă, nici cu banul, nici cu nimic. Dar intrau în lupta directă cu ceea ce înseamnă puterile întunericului. Puterile întunericului din ei, dar și din afara lor. Și aici, în mod special la ei, avem discuția și avem relatările despre acele vederi, despre acele lupte cu forțele întunericului, cu demonii, cu care luptă lumea, cu ispitele lor și ei sunt în momentul în care ai eliminat toate ispitele din partea lumii, din partea trupului, din partea celor apropiați, atunci demonul intră la ispitele acelea subtile sau demonul chiar se descoperă și se luptă
cu cel care o plecat spre pustie, față către față. Bun, și ultima întrebare pe tema asta. Părinte, care este diferența dintre vedenie și halucinație? Vedenia poate avea doar un om credincios sănătos psihic și halucinație poate avea omul care este bolnav psihic? Vedenia poate dispărea rapid? În zona de halucinație, într-adevăr, mergem spre zona unor probleme din astea de sănătate, știți? Și atunci legătura cu unii oameni spus, ei, săracii erau, aveau halucinații din cauza că săracii tot timpul se gândeau la lucrurile astea. Nu există halucinații în zona mistică decât în zona înșelării, și atunci unii oamenii caută vedeniile. În care oamenii caută vedeniile. Și de asta spune și Sfântul un sfânt din Pateric, nu mai știu exact care este numele, spune în felul următor. Am văzut călugăr care și-a topit trupul său de post și de rugăciune și la ieșire din minți a ajuns. Deci vedeți, în zona aceasta a asceticului, în zona aceasta a pusnicului, se înțelegea cine și-a ieșit din minți, cine a luat-o picoclauri umblând după vedenii și cine are parte de vedenile adevărate și după aceea cine are parte de înșelări în vedenii. Sunt niște lucruri foarte diferite și părinții înțelegeau. Tu te-ai îmbolnăvit din cauza că ai căutat vedenii. Vedenia vine în momentul în care Dumnezeu îngăduie să vină. Nu ai voie să cauți niciodată vedenia. Pentru că atunci ori ți-a ieșit din minți și te duci și te ghidezi după vedenii, ori dacă nu cazi în înșelare și până la urmă tot într-un fel de ieșire din minți ajungem. Deci ieșirea din minți era stabilită la Sfinții Părinți, în nebunirea săracilor oameni. Bun. Revine doamna Ana, cred că o știți, care are probleme cu soțul. Vreau să spună că în continuare sunt probleme cu soțul, chiar nu vorbesc, se evită ca să nu se certe. Am continuat cu rugăciunile și face chiar și psaltirea. Doar aseară a comunicat două vorbe. Ce sfat mai puteți da? Să mai adăugați la astea două vorbe. În câteva vorbe. Așa spune. Spune că s-a apucat de alcool, câteva zile a consumat, vine la 12 noaptea, deși la 6 termină programul. Da. Mai adăugați chiar și în momentul în care el este în starea asta de alcool, mai dacă nu se ajunge la violență și dacă nu vă simțiți în pericol în prezența lui. Dacă nu s-a ajuns la lucru, chiar în momentul în care vine în starea asta, era chiar așa un fel de întâmplare din asta, dar oamenii au realizat, chiar într-un sat în care am fost acolo, am stat vreo am fost la câteva slujbi, m-am întâlnit cu o femeie tot în genul ăsta. Părintele, am încercat pe toate cu bărbatul meu și n-am ajuns decât la concluzia că s-o iau cu binele. Și am zis, băi, de acum eu nu-l mai critic deloc pe omul ăsta. De acum pur și simplu n-am văzut. Eu, părinte, să știți, că de 10 ani doar îl critic. L-am criticat și l-am vrut. Și femeia era bine intenționată. Era foarte bine intenționat. Așa, dar eu de acum nu-l mai critic. Și ăla că venea beat, că nu venea beat. Că era nervos, că nu era nervos, atâtea spune. Hai că o să fii bine. Hai ca să te speli. Hai ca să mănânci. Hai ca să am un pic grijă de tine. O vrut ea să facă sacrificiul ăsta. Și ce credeți? Ăla până la urmă s-a ridicat. Deci era rușine. Începea să plângă săracul om. Și a spus, lasă că o să fii bine. Este foarte... Taina asta a conviețuirii între oameni este foarte grea. Și ea pleacă de la sufletul nostru și de la felul în care noi ne milogim sau noi îl rugăm pe Dumnezeu să stea în sufletul nostru și după aceea cum ne întoarcem cu inima spre ceilalți. Pentru că este cuprinsă din două părți. Taina rugăciunii față de Dumnezeu ca El să stea în sufletul nostru și după aceea taina cum prin care noi ne pricepem sau noi prin care încercăm să-i ținem aproape pe cei dragi ai noștri. Să trecem peste păcatele lor așa cum trece Dumnezeu peste păcatele noastre. Sunt niște taine foarte grele și oamenii chiar trec prin foarte multe suferințe și prin foarte multe încercări până când ajung să le facă. Unii oameni spun, bă, eu nu pot să fac așa ceva, Doamne ajută, Tu pe calea Ta, eu pe calea mea. Alți oameni se mai înhamă la câte o chestie de genul ăsta. Da.
Sfatul meu este în continuare să căutați rugăciunea și în continuare să mergeți prin acest act al bunăvoinței. Chiar dacă nu primiți ceea ce ar trebui să primiți de la o relație. Da, foarte frumos. Ionela, vă roagă să ne spuneți câte ceva despre cărți duhovnicești prețioase pentru dezvoltarea noastră a credincioșilor. Dacă puteți recomanda măcar o carte sau ceva. Să... Da, foarte, foarte importante sunt cărțile și pline de învățăminte sunt Viețile Sfinților, Prologele și după aceea cărțile acelea 19 ale Părintelui Cleopa. Ne vorbește Părintele Cleopa. Acolo vorbește și despre valoarea postului, despre valoarea rugăciunii și le vorbește pentru oameni. Alea sunt luate din ceea ce învăța el pe oameni. Dacă treceți prin cărțile acelea, care e 10 lei o carte sau ceva în genul ăsta, vă luați câte o carte, nu vi luați pe toate. Cea mai mare greșeală este să umplim biblioteca de cărți religioase pe care nu le studiam. Exact. Și pe care... I-am pus covorul în spate, am biblioteca lângă. Și cea mai mare greșeală este... O altă greșeală, la fel de mare, este să avem cărți religioase pe care doar le studiem. Pe care doar le studiem. Din care nu facem. Deci, dumneavoastră vă luați o cărticică din alea 19 al lui Părintele Cleopa și o aia, despre rugăciune. Sau despre treptele postului. Sau despre vorbirea de rău. Sau despre patim. Sau despre desfrânare. Și acolo învățați de la acest om colos al Bisericii Ortodoxe Române, exact care sunt aspectele importante ale vieții sufletești. Și după ele vă orientați. După aceea puteți citi, v-am spus, și din Viețile Sfinților, că astea sunt pilde nesfârșite și arată efectiv ce au făcut oamenii în viața lor, nu doar ceea ce au gândit. Și dacă mergeți pe lucrurile astea, să știți că aveți izvor nesfârșit de orientare în tot ceea ce înseamnă viața noastră. Bun. Cineva vă întreabă care e diferența dintre a spune sărut mâna părinte sau sărut dreapta părinte și de ce e dreapta? Preotul are dreptul să binecuvinteze cu dreapta. Doar arhiereul, având deplinătatea harului, binecuvintează cu ambele mâini. Și de aceea oamenii vorbesc de sărut dreapta părinte, pentru că dreapta preotului este cea care binecuvintează. Și prefacerea sfintelor tai, prefacerea prescurii a pâinii și a vinului în trupul și sângele lui Iisus Hristos se face prin binecuvântare cu dreapta preotului. Asta arată că preotul nu are totuși deplinătatea harului, pentru că numai prin punerea ambelor mâini ale arhiereului se poate sfinți preotul. Singura taină care nu poate să fie făcută de preot este cea... Este taina preoției. Un preot nu poate hirotoni un alt preot. Trebuie arhiereu, care este chip desăvârșit al lui Iisus Hristos și care are deplinătatea harului. Moștenitor al harului apostolesc. Și de aceea oamenii vorbesc despre sărut dreapta părinte, pentru că dreapta este a preotului este dreapta binecuvântării. Bun. O situație, Mihai a pus mai multe întrebări de-a lungul timpului cu probleme în căsnicie, acum are următoarea situație. Ce să fac, părinte? Am cedat nervos și am plecat de la soție, m-au terminat reproșurile și simt că am fost folosit. Nimic din ce a făcut, parcă nu a făcut bine, nu mă simt primit în acea casă. Stați o secundă că mai sunt mai multe comentarii. Sunt în prag de divorț, nu avem copii, dar sunt sfârșiat, de azi dimineață plâng continuu. Nici nu mă pot ruga, vă roagă să-l pomeniți la rugăciune și ne-a încercat să fie bine și mai era acolo un comentariu că îmi e milă de ea, suferă, dar nu recunoaște și este îndărătnic. Acum nu am mai vorbit, Mihai, despre situația care este în familia ta și trebuie să vezi și dacă există o cale de ieșire pe care voi o vedeți împreună. Dacă există o dorință de schimbare și din partea ta și din partea ei, trebuie să aveți totuși o discuție din asta în fața unui preot, dacă ea o acceptă, dacă nu în fața unui preot, în fața părinților voștri, în care voi să vedeți dacă chiar doriți și dacă chiar
să poate lucra la ceea ce aveți voi. Te îndemn pe tine să faci în seara asta acatistul acoperământul Maicii Domnului și să ceri de la Dumnezeu așa o binecuvântare, un semn în sufletul tău, dacă să se continue pe drumul ăsta sau să nu se continue, pentru că suferința ta, tulburarea ta durează de foarte mult timp și nu s-a găsit niciun fel de soluție în domeniul ăsta. Încearcă în primul rând să vezi dacă ea dorește o discuție de genul ăsta cu o persoană neutră, pentru că voi între voi este clar că nu vă puteți înțelege. Și atunci trebuie apelat la o persoană neutră. Chiar dacă, uite, dacă ea nu vrea, și spun lucrul ăsta doar din cauza că aveți între voi taina Sfintei Cununii, dacă ea nu vrea cu un preot lucrul ăsta, uite, mergeți la un consilier sau mergeți la un psiholog sau mergeți în orice an. Și spun lucrul ăsta nu din cauza că vai de mine promovez aspecte de genul ăsta, dar trebuie o a treia persoană care să spună a treia persoană, măi, uite, aici se greșește. Și dacă ea dorește și dacă tu dorești, după ce ați avut discuția cu această a treia persoană, cu care a fost de acord și ea și care a fost de acord și care a fost de acord și tu, și să recunoască și bine din partea ta și din partea să recunoaște amândoi, băi, cam asta este partea mea divină și vreau să fac ceva ca să fie mai bine, atunci puteți merge mai departe. Dacă nu, eu cred că nu are sens să vă omorâți sufletește și să ajungeți la aspecte care sunt un pic, care pot să ducă spre alte zone chiar mai greluțe sau chiar mai grave. Dar dacă omul nu vrea să caute ieșire dintr-o anumită situație care este grea prin apelul la a treia persoană și facem un pogorământ aici, fie el și psiholog, fie el și consilier, fie el ce-o fi, dacă nu vrea chestia asta, atunci este o dovadă tot de închidere totală. Fă acoperământul Maicii Domnului, fă îngerul păzitor, plânsul nu a rezolvat și nu rezolvă niciodată nimic și caută soluția asta. Și după soluția asta vei vedea dacă poți și dacă se poate construi ceva în continuare sau dacă nu se poate construi în continuare și dacă nu se poate merge mai departe. Da. Doamne ajută, Mihai, și multă pace și putere. Mai departe, următoarea întrebare sunt în felul următor. Părinții mei au găsit în casă, sub canapea, o bucată de material sub forma unei mâneci prinse de jur împrejur cu bolduri. Ce să facă cu acel material și, în general, ce să facă dacă ar fi farmece? Să o arunce la coș, să facă o sfințire în casă, adică să aibă o dată sau de două ori pe an să fie sfințită casa. Dacă este sfințită o dată sau de două ori pe an, atunci ea doar să o dea pe coaghiazmă în momentul în care găsește lucrul ăsta și părinții dumneavoastră să fie împărtășiți, spovediți, să aibă ulei de la masul în cameră, în casă, și aghiazmă mare și aghiazmă mică, și am vică neața aghiazmă mică și anafură. Și nu au de ce să le fie frică. Așa spune, dacă voi umbla chiar și prin mijlocul umbrei morții, nu va fi frică de rele, dacă tu ești cu mine, Doamne. Când Dumnezeu nu este cu noi și când noi l-am scos din viața noastră, atunci trebuie să ne fie frică și ajunge să ne fie frică de lucruri de genul ăsta, de lucrări de genul ăsta ale oamenilor. Dacă Dumnezeu este lângă noi și noi lucrăm și facem seara un acoperământ, un înger păzitor, dacă facem un canon de pocăință, dacă facem 2-3 psalmi sau o catismă, 4-5 psalmi acolo, nu are de ce să ne fie frică de lucruri de genul ăsta. Bun, Mirela vă întreabă, părinte, când Biserica Ortodoxă o să meargă să propovăduiască ortodoxia? Acum și musulmanii se numesc ortodoxi. Bine, ortodoxe că stilul lor. Da. Și întrebarea e legată de propovăduirea ortodoxiei. Nu ar trebui să ieșim la propovăduire, să facem un prozelitism mai agresiv? Da, există o misiune pe care biserica o face în interiorul ei față de cei care sunt creștini ortodoxi, dar care se îndepărtează. Și după aceea mai există o misiune pe care biserica o face în exteriorul ei. Și ați văzut, oriunde se duce, de exemplu, o comunitate de români, acolo se duce și biserica. Și există biserica ortodoxă română în Australia, în Noua Zeelandă, în Italia, în America, în Norvegia, peste tot. Asta înseamnă o misiune a bisericii ortodoxe române, care o îndeplinește. Pe de altă parte, aspectul misionar în care este băgat și biserica ortodoxă în general, ține și de noi misiuni în locuri în care nu sunt cei de o naționalitate cu noi. Și absolut, cu binecuvântarea Patriarhiei, cu mine, biserica română
dezvolt Biserica Ortodoxă Română are misiuni în Botswana sau în, în țări ale Africii și toate celelalte să facă o anumită binecuvântare și cu anumită, cu anumită sfătuire cu toate celelalte biserici surori. Biserica Ortodoxă Rusă face misiuni în China, în Japonia, în America, în toate celelalte. Dar în toate astea există o comuniune și o împreună înțelegere. Biserica Ortodoxă Greacă face misiuni în țările arabe foarte mult, în Palestina. Acum Biserica Ortodoxă Română are pentru prima oară o biserică, din câte am auzit, în Emiratele Arabe Unite. Astea înseamnă aspecte misionare. Nu suntem de concepția că oamenii bisericii trebuie să meargă din apartament în apartament, să violenteze viața omului, să facă uz de anumite frici ale omului, încercând să-l bage pe Dumnezeu în aspecte din astea sufletești problematice, ca să facă adepți. De lucrul ăsta nu suntem legați ca biserică și nu am fost legați niciodată. Trebuie să facem încă o diferență și între epoca apostolică și ce presupunea ea și mijloacele pe care Dumnezeu le-a pus la îndemâna apostolilor. Adică minunile, semnele minunate, vorbirea în limbi, profețiile și toate celelalte care trebuiau făcute în momentul ăla și după aceea trebuie să mergem și să înțelegem ce înseamnă misiunea Bisericii Ortodoxe în momentul ăsta. Și dacă ne ducem și intrăm și pe site-ul Patriarhiei și pe toate celelalte, vedem toate activitățile pe care face și Biserica Ortodoxă Română și care sunt misionare din activitățile astea și ce presupun ele. Și în țară, și peste hotare, și în noile comunități care sunt în legătură stabilite cu Patriarhia Ecumenică și cu toate celelalte biserici ortodoxe surori. Bun, următoarea întrebare de la Viorica sună felul următor. Mântuitorul a fost evreu din seminția lui Iuda și s-a numit Yeshua. Aș vrea să știu de unde vine numele Hristos și ce înseamnă. Numele de Hristos înseamnă cel uns, unsul lui Dumnezeu. Asta înseamnă numele de Hristos și este legat și de activitatea, este legat de activitatea profetică a lui Iisus Hristos, de activitatea arhierească a lui Iisus Hristos și de activitatea de împărat a lui Iisus Hristos. Pentru că toți acești oameni, profetul era uns, ne arată, profetul Samuel care l-a uns, după aceea regele era uns și arhiereul sau preotul era uns. Și unsul lui Dumnezeu, unsul suprem, trebuie să le îndeplinească pe toate astea. Și el este regele fără de moarte, arhiereul veșnic și profetul sau învățătorul suprem. Și asta înseamnă, arată mai mult calitatea lui Iisus Hristos decât calitatea Mântuitorului decât numele Mântuitorului. Deci arată o calitate a lui de a fi unsul lui Dumnezeu. Toate darurile și toate activitățile și toate și toate acțiunile mântuitoare sunt în persoana lui Iisus Hristos. Bun. Nicoleta vă întreabă în felul următor. Cum ne mai putem mântui dacă a fost încălcată taina căsătoriei, devenim patimă? Mai există salvare, mântuire? Mai lucrează harul lui Dumnezeu în această căsătorie? Da. Dumnezeu, așa spune, nu va lăsa feștila fumegândă să se stingă. Trebuie să se gândească fiecare om care este în problema aceasta, care a trecut prin ispita aceasta, care încă trece, care are cunoscuți care trece prin lucrurile sau care partea cealaltă, partenerul, a trecut prin această problemă, că harul învierii lucrează asupra oricărui aspect din viața sufletească a unui om. Fie că l-au căzut în droguri, în destrăbălare, în absolut ce-o fie, în beție, în tot celălalt, din fiecare om care pe care noi îl considerăm o epavă sufletească, acolo mai există încă o bucățică de foc al lui Dumnezeu. Încă este sub cenușa aceea un mic cărbune care încă mai are un pic de viață în el. Ăla poate fi aprins, poate deveni o lumânare, poate deveni un sfeșnic, poate deveni un foc care să cuprindă tot omul și să curățească tot omul. Dacă omul vrea, atenție, dacă omul vrea. Nu putem să curățim taina cununiei dacă un om nu vrea. Dar am întâlnit cazuri în care și femei pe de o parte și bărbați cu femei lor au trecut peste lucruri de genul ăsta, au știut să-l ierte, au spus aia de dragul copiilor, dar după aceea și-au dat seama că părinte și de dragul lui.
și de dragul cununie și de dragul lui Dumnezeu. Și cum l-am iertat eu pe el, așa să mă ierte și Dumnezeu pe mine. Dar a fost și în timp, omul ăla s-a îndreptat. Omul ăla a revenit în sânul familiei. Omul ăla a lepădat toate apucăturile și toate nebunile și a zis, până la urmă realizez că ceea ce am trăit a fost o nebunie. Și am întâlnit cazuri în care oamenii ăia, prin bunăvoința și prin discernământul femeilor sau prin discernământul celuilalt partener de viață, au fost salvați sufletește. Așa se spune. Ce știi tu, femeie, dacă îți vei mântui pe bărbatul tău? Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui pe femeia ta? Deci se poate lucra și Dumnezeu poate înnoi harul și Dumnezeu poate ridica omul din adâncul păcatului. Bun. Carmelușa are următoarea situație. Eu trăiesc o perioadă că nu mai doresc să trăiesc. Nu văd sensul de a trăi. Cu adevărat îmi doresc să mor. Moarte binecuvântare pentru mine. Un sfat, părinte, pentru... Apucă-te de ceva. Absolut de orice. De orice. Gândește că vrei să poți să fie un lucru banal ca a mătura prin casă. Apucă-te de un proiect. Absolut orice. Încaută să înveți ceva. Și în momentul în care cauți să înveți ceva și îl mai rogi și pe Dumnezeu să-ți descopere din tainele a ceea ce tu vrei să înveți, observ că de fapt nu o să-ți ajungă viața să poți să lucrezi într-un domeniu și nu o să-ți ajungă să-i rogi pe Dumnezeu, Doamne, mai dă-mi încă o dată viață ca să pot să fac tot binele pe care îl pot face într-un anumit lucru. Gândește cât bine poate face un om care vindecă pe cineva, care vindecă oameni. Și sunt oameni, de exemplu, cum e doctorul ăsta, Dănăilă, sau cum era acela pe Samosca, ăla a ajuns să-și renege toată viața socială din cauza că nu mai știa cum să facă mai mult bine. Cât bine poate face un avocat care vrea să facă bine, le slujească dreptatea. Cât bine poate face un om care lucrează în sistemele astea informatice și vrea să descopere. Cât bine poate face un om care, nu știu, care pictează, care cântă, care inventează, care coase, care absolut face orice. Dar trebuie să faci ceva. Problema sufletească a dorinței de a nu mai trăi sau a depresiei este legată de faptul că noi încetăm să mai facem ceva. Dacă am început să facem ceva și ne-am și rugat, știi cum se spune, sky is the limit. De acolo, tată, deci nu ai timp să, nu-ți ajunge viața pentru câte sunt de făcut. Ajungi să dorești, sunt oameni care spun așa, băi, e prea mult 6 ore să dorm. Dorm 5 ore, cam prea multe de făcut. Trebuie să ajungi la nivelul ăsta și poți ajunge la nivelul ăsta și sunt foarte multe lucruri, dar trebuie să ieși din casă. Da. Trebuie să ieși din casă și trebuie să te apuci să faci ceva. Faci o cruce mare și te apuci să faci, intri într-un grup, faci ceva frumos. Și ai să vezi cât îți poți crea și cât îți poți face, că nu-ți ajunge viața să faci cât ai putea să faci. Slavă Dumnezeu! Mai departe, Olga vă întreabă cum să mă tămăduiesc de lăcomia pânteciului. Luăm prima oară castronul care suntem obișnuiți. Ăsta, că aici sunt expert în dat sfaturi. Castronul care suntem obișnuiți și după aceea luăm un frate de-a lui mai mic. Și încercăm să ne împăcăm cu fratele lui mai mic. Da, dacă vă ajută Dumnezeu și puteți, să-mi spuneți și mie, că și eu cu același lucru mă lupt. Deci fratele lui mai mic, dar un pic mai mic. Nu luați fratele mult mai mic, că ăla o să vă bateți. Deci luați fratele un picuț mai mic. Și mai ales nu umblați după chestii de genul ăsta. Tot felul de terapii, tot felul de diete, tot felul de ceaiuri, tot felul de astea, că am văzut oameni distruși cu sănătate. Da. În ceea ce înseamnă mâncarea, băutura, măsura este totul. Dacă reușim să găsim la o să ajungem la o măsură care este benefică pentru sănătatea noastră, nici nu contează felul în care arătăm, să știți. Să nu căutați să arătați, vai de mine, trebuie să slăbesc, că trebuie să arăt într-un anumit fel. Asta e o nebunie. Nu. Să fiți sănătoasă. Dacă a apărut o leacă de colesterol, băi, trebuie să am grijă un pic la cele grase, trebuie să am grijă. Dacă a apărut un pic de ăsta, cum îi spune, de probleme cu inima, că astea sunt. Dacă a apărut un pic de probleme cu diabetul, cam astea sunt problemele legate de colesterol, de circulație, de inimă, de diabet. Cam astea sunt cele mari. Dacă un pic de grăsime din asta la ficat, un pic de ficat din ăsta care are probleme, care este prea gras sau care folosesc medicii toți termenii ăștia lor. Dacă au apărut lucrurile astea, băi, să căutăm să îndreptăm aspectele legate de sănătate.
Nu aspecte legate de cum arătăm. Cu unul e mai umflăție, la altul e mai slăbuț, Doamne ajută, asta e viața. Dar, în general, un pic umblată la măsură și un pic umblată la pâiniță și la mâncărurile care sunt grase. Foarte mult dăunează, să știți, pentru sănătate, untul, smântânica și toate chestiile astea, care prăjelile și toate lucrurile de genul. Dar nu intru în aspecte din astea de nutriții, când nu este domeniul meu de competență, nu mă bag în ele. Dar trebuie avut grijă la măsură și la aspectele sănătoase. Nu vă uitați niciodată, vai, că trebuie să arăt într-un fel sau că trebuie să mă mișc într-un fel sau că trebuie să am aspecte genul ăsta. Bun, și tot Olga vă întreabă ce înseamnă a pune început bun. Începutul bun se pune până în ceasul morții. Și pentru că așa spunea un anumit părinte, Daniel, în genul ăsta, și că pe ceasul morții, părintele Sisoie, părintele Sisoie cel mare, așa spunea. Fraților, plâng înaintea lui Dumnezeu în ceasul morții. Spunea, cum părinte, și tu părinte? Dar tu ești om care toată viața s-o pui, tu ești om care viața mea, toată viața o încercat să pun început bun, toată viața s-o curățit de păcatele sale, toată viața o plâns. Adevărat, vă spun vouă, că mai am nevoie de o clipă de pocăință și să pun început bun. Ce înseamnă începutul bun? Înseamnă să curățim câte o parte a sufletului nostru. Și întotdeauna este ceva de curățit. Noi ne imaginăm că nu mai suntem desfrânați. Gândul desfrânat întotdeauna este în noi. Imaginăm că nu mai suntem lacom. Lăcomia întotdeauna este în noi. Imaginăm că nu mai urâm oameni sau că nu mai invidiem oameni. Invidia și ura și suspiciunea întotdeauna este în noi. O acoperă din când în când harul lui Dumnezeu. Începutul bun este scormonirea în sufletul nostru și căutarea. Ia să mai vedem ce gânduri am avut. Să vedem la ce m-am mai gândit, să vedem ce am mai făcut, să vedem ce am mai păcătuit. Și dorința de a pune început bun începe în fiecare dimineață. Și părerea de rău că n-am pus încă început bun în viața noastră apare în fiecare seară. Și asta este viața unui ortodox adevărat. Nu ăla care zice, vai de mine, m-am mântuit. Bun, Cezar vă întreabă, din ce cauză simt o mândrie în mine, dar fără să doresc eu aceasta? Poate fi ispită de la diavol ca să pic în nădejde sau în deznădejde? Ca să pici din nădejde. Problema cu mândria este tot prin bunăvoința lui Dumnezeu, ca să ne dăm seama că noi nu putem face de la noi înșine nimic. Noi, de la așa spune, fără mine nu puteți face nimic. Și cât simte omul mândrie, el atunci trebuie să înmulțească rugăciunea smerită. Ce înseamnă rugăciunea smerită? Să-și aducă aminte de păcatele sale, să-și aducă, așa spune prorocul David, păcatul meu înaintea mea este pururea. Mărturisi voi fără de legea păcatului meu și ea este înaintea mea pururea. Să-și aducă aminte omul de păcatele sale și să gândească la curăția lui Iisus Hristos. Un călugăr de la pustie era tot timpul încerca de demonul ăsta mândriei. Și el găsese o anumită metodă din asta, foarte așa, cum se spune, originală de a lupta împotriva gândului ăsta. Când îi venea câte un gând de mândrie, spunea, dar oare ești mai bun decât Antonie cel Mare? Dar oare ai ajuns la măsura lui Pahomie? Dar oare ai ajuns la măsura lui Arsenie? Dar oare ești ca Iisus Hristos de te mândrești? Și atunci pleca mândria de la el. Găsiți-vă lucruri de genul ăsta la care să vă gândiți. Oare am ajuns ca Iisus Hristos? Oare sunt pe cruce eu? Și atunci dacă nu sunt eu pe cruce, de ce m-am mândrit? Că nici Iisus Hristos care a fost pe cruce, când a fost pe cruce, nimic n-am făcut, Doamne, iartă-le lor și nu li socoti fără de legea asta. Asta este. Dar lupta cu mândria este luptă de o viață. Și asta se arată că noi încă ne mai arogăm drepturi asupra faptelor pe care le avem. Un altcineva vă întreabă, părinte, cum putem să-i întoarcem înapoi la Dumnezeu pe părinții noștri necredincioși sau care nu iau în serios legătura cu El și nu se gândesc la scopul nostru pe acest pământ? Cu părinții trebuie să o luăm un picuț mai ușor și să știți că aveți dreptate parțial în ceea ce spune, pentru că și părinții devin într-o anumită măsură sau de la o anumită măsură, de la o anumită vârstă, copiii noștri. Și ei devin, pentru că și noi trebuie să purtăm grijă de ei, în tocmai cum au purtat și ei grijă de noi. Este poruncă divină. În ceea ce privește felul în care ei se gândesc la Dumnezeu, nu trebuie să intrăm prea mult în profunzime. Noi trebuie să avem grijă.
să le ducem din când în când câte o aghiazmă, să le ducem câte o anafură, să le ducem un ulei de la maslu, să ducem din când în când un preoțel să-i spovedească, să-i împărtășească dacă ei nu se pot duce. Haide, mamă, să mergem un picuț la biserică. Uite, mamă, ia rugăciunea, ia iconița asta. Uite, mamă, hai să aprindem candela. Uite, dăm cu o leacă de tămâie prin casă. Lucruri de genul ăsta. Nu țineți predici părinților dumneavoastră în legătură cu Dumnezeu. Faceți mici fapte care au legătură cu Dumnezeu față de ei. Cam în zona asta, cred că trebuie să vă mișcați dumneavoastră în legătură cu el. Și întotdeauna umpleți-i de respect, umpleți-i de purtare de grijă și umpleți-i de bunăvoință și de asta, cum îi spune, de un pic de atenție. Și dacă aveți atenția și la cele, și la cele sfinte legate de sufletul lor, la acoperământul Maicii Domnului sau la îngerul pazitor pe care îl faceți dumneavoastră în fiecare seară, spuneți: Doamne, omenește și pe părinții mei și nu-i lăsa să moară neîmpărtășiți, să moară năpraznic, să moară în patim grele, să moară în păcate, să moară în lucruri pe care nu le-au mărturisit. Și atunci Dumnezeu are grijă. Bun. Mirela vă întreabă de ce anumite tradiții din Vechiul Testament nu se mai țin și în Noul Testament, printre care și ce se poate mânca și ce nu. Acolo era interdicția, nu, cu carnea de porc, în principiu. Și cu carnea de porc și cu toate celelalte. Mai multe interdicții. Interdicțiile nu arată un aspect etern din Dumnezeu sau din sufletul nostru. Toate sunt curate pentru cel curat. Interdicția are un sens de curățire, dar nu din cauza că ia interdicții. Că nu se curățește omul din cauza că mănâncă carne, că nu mănâncă carne de porc, sau nu este păcătos omul din cauza că mănâncă carne de porc. Ci interdicția se ia în legătură cu atitudinea noastră față de Dumnezeu. Băi, dacă Dumnezeu mi-a zis să nu mănânc atunci carne de porc, înseamnă că eu nu trebuie să o mănânc. Dacă Dumnezeu mi-a cerut să postesc, înseamnă că trebuie să postesc. Dacă Dumnezeu mi-a cerut să fac bine, înseamnă că trebuie să fac bine. Care este sensul binele? Care este sensul purcelului? Care este sensul vițelului? Nu ne interesează pe noi, că nu-i legat de firea animalului. Dar, odată cu jertfa lui Iisus Hristos, spune: toate s-au făcut curate, toate s-au înnoit, pentru că jertfa Mântuitorului Iisus Hristos aduce în sufletul omului starea lumii la nivelul duhovnicesc, la nivelul sufletului. Și atunci omului, dacă este foame, mănâncă în măsura foamei. Dacă omul este poftă, nu trebuie să mănânce în măsura poftei. De toate să vă împărtășiți și pe toate să le gustați, cum zice Sfântul Apostol Pavel, cu mulțumire. Cel ce mănâncă să nu judece pe cel ce nu mănâncă. Cel ce nu mănâncă să nu judece pe ăla care mănâncă. Pentru că și cel ce mănâncă pentru Dumnezeu mănâncă și cel ce nu mănâncă pentru Dumnezeu nu mănâncă. Dar acum noi nu putem să folosim: bă, las că e postul mare, eu mănânc pentru Dumnezeu. Trebuie să avem și discernământul ăsta. Sau: bă, lasă că nu este, și eu nu mănânc din cauza că vreau eu să arăt că pot să nu mănânc. Noi am intrat un pic în niște explicații de genul ăsta și ne-am gândit că porcul este necurat din într-o anumită cauză. Nu, domnule, n-are nicio treabă, că e dedica. Că ăsta, cum îi spune, că șarpele, sunt care mănânc șarpe, sunt care mănânc căței, sunt care mănânc purcei, sunt care mănânc gândaci. Azi, acum ne-o sfătui și pe noi să mâncăm gândaci, omiz, greier și toate celelalte. Înțelegi? Omul de foame, să știți, în război săraci oamenii au ajuns să mănânce toate celelalte. Acum noi, eu nu cred că trebuie să mergem și nu cred că o să schimbi oamenii din țara noastră de pe purcel pe gândăcuți, dar nu trebuie să intrăm nici în curăția, nici în necurăția creației, pentru că toate au fost făcute curate de către Dumnezeu. Și necurăția ăsta, cum îi spune, purcelușului din Vechiul Testament, este legată de faptul că omul trebuia să postească de la ceva. Omul trebuia să postească de la ceva. Atâta tot, nimic altceva. Bun. Mai departe, Daniel vă întreabă în felul următor: ce facem atunci când simțim că Dumnezeu pare că nu mai este prezent în viața noastră, mai ales atunci când situația nu este chiar ok și nu se întâmplă nimic pozitiv? Nu căutați să vi se întâmple lucruri pozitive. Nu căutați să catalogați lucrurile care vi se întâmplă în negative și pozitive, că nu știți ce este la sfârșitul lor. Înțelegeți? Nu știți niciodată ce este la sfârșitul lor. Unul nu a reușit să-și cumpere mașină și de fapt Dumnezeu l-a ferit de un accident.
unul nu a reușit să se ducă nu știu unde și de fapt Dumnezeu l-a oferit de un, ăsta cum îi spune, a vrut unul să plece la nu știu ce petrecere, a rămas acasă și cineva în seara aceea chiar vrea să-i jevuiască casa. Nu vă gândiți la lucrurile de genul ăsta. S-a dat o boală peste om și l-a oferit de fapt de altă nenorocire. Nu gândim, noi nu gândim, nu trebuie să gândim în termenii ăștia, pozitiv, negativ, întâmplări care vin asupra noastră. Toate vin de la Dumnezeu și peste toate trecem cu ajutorul lui Dumnezeu. Asta este un. Dar acum că Dumnezeu pare că nu mai există în viața noastră și că lipsește în viața noastră, aici trebuie să o gândim și la nivelul de un pic de curățire sufletească și trupească a noastră. Un mic act de spovedanie, un mic act de rugăciune, un mic obicei de rugăciune și de pravile pe care îl urmăm seară de seară și dimineață de dimineață cu anumită statornicie și Dumnezeu apare în viața noastră, știți cum? Cu precizie matematică. Da. Din momentul în care și noi începem să apărăm în viața lui Dumnezeu. Când noi de fapt nu mai suntem în viața lui Dumnezeu, nu Dumnezeu nu mai este în viața noastră. Da. Bun, Mihai vă întreabă cum se mântuiesc credincioșii de lume față de dumneavoastră călugării? Vom fi judecați diferit? Întreb pentru că călugării au mai multă învățătură față de credincioșii din lume. Toată lumea va fi judecată după cugetul inimii sale, după ceea ce a făcut pentru sufletul său, după ceea ce a făcut în fața lui Dumnezeu și după ceea ce a făcut față de oamenii din jurul său. Așa trebuie să faci. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeu din inima ta, din sufletul tău, din cugetul tău. Adică mintea să nu fie spre altceva, cugetul să nu fie spre altceva, inima să nu fie spre altceva. Și pe aproapele tău trebuie să-L iubești cum te iubești pe tine însuți. Călugării fac lucrul ăsta în mănăstiri, mirenii fac lucrul ăsta în lume. Călugării fac lucrul ăsta față de oamenii care vin în mănăstiri, mirenii fac lucrul ăsta față de oamenii care vin în viața lor și care sunt în familia lor și care vin în familia lor. Și pot fi mireni care ajung la măsuri de călugări și pot, că și-o spune un călugăr, vai din noi, că noi am făgăduit și nu împlinim și alții nu au făgăduit și pot să împlinească. Deci sufletul se mântuiește chiar dacă este călugăr, chiar dacă este suflet de mirean, chiar dacă este suflet de călugăr. Acum noi unii spune, ei lasă că eu plec din mănăstire și mă mântuiesc ca mirean. S-ar putea să avem surprize. Ei lasă că eu nu mă duc la mănăstire și îmi caut eu viață. S-ar putea să avem surprize cu chestii din asta, duale în fața lui Dumnezeu. Da. Dacă Dumnezeu ne-a spus, iubește-L din inimă, din suflet și din cuci, înseamnă că trebuie să ne atașăm față de El. Că omul s-a căsătorit, Doamne ajută să fie căsătorit. Dar să facă cele ale căsătoriei cu dragostea căsătoriei și cu dragostea față de Dumnezeu. Că omul s-a dus la mănăstire, Doamne ajută și toată binecuvântarea că s-a dus la mănăstire. Dar să facă cele ale mănăstirii. Da. Bun, Adri vă întreabă, am gânduri urâte când mă rog și când sunt la Sfânta Liturghie. Suntem vinovați de astfel de gânduri? Pentru unele da, pentru unele nu. Dacă am avut gânduri urâte din cauza că am avut gânduri urâte și că am căutat gândurile urâte, suntem vinovați față de ele. Dacă am avut gânduri urâte și noi nu ne-am gândit vreodată la urăciuni și spurcăciuni și toate lucruri de genul ăsta, atunci nu suntem vinovați de ele și vin numai ca ispită și arată că patima încă este în noi. Deci trebuie să vedem unde este diferent. Dacă ne-am uitat după lucruri care sunt imorale, atunci suntem vinovați că am avut gânduri. Că am avut gânduri urâte în timpul rugăciunii. Că ele vin, că mintea imprimă, mintea este ca o burete, mintea este ca o sucativă, mintea este ca o tablă pe care se scrie și care nu se șterge când vrem noi. Noi scriem așa pe bucată cu o cerneală din asta, foarte așa pe o tabla minții noastre și hârtia minții noastre este foarte poroasă și numai Dumnezeu poate să o șteargă dacă noi ne rugăm și dacă cerem lucrul ăsta de la Dumnezeu. Dar până când Dumnezeu noi șterge, mintea noastră tot arată urmile a ceea ce noi am scris acolo pe hârtiuța aia. Deci, din punctul ăsta de vedere, este vina noastră. Dacă vin gândurile și noi n-am avut niciodată gânduri de desfrânare și niciodată gânduri urăcioase înaintea lui Dumnezeu și ele vin numai așa și trec pe lângă noi, alea nu sunt păcate. Pe de altă parte, nu este păcat doar dacă a venit. Este păcat dacă le-am cercetat și dacă am încuviințat cu ele. Da. Bun, tot Adri vă întreabă ce ar trebui să facă un om din lume pentru a se mântui. Ne mai putem mântui dacă tot cădem în același păcat? În orice zi vei cădea, scoală-te și te vei mântui, dar să ne sculăm, dar să ne ridicăm, dar să alergăm la Dumnezeu.
Și să știți, sfatul este același. Poate fi plictisitor, poate fi repetitiv acest sfat. Dar sfertul de oră de rugăciune sau jumătatea de oră de rugăciune seara și sfertul de oră de rugăciune dimineața și postul de miercurea și vinerea și spovedania curată, sinceră, deschisă în fața duhovnicului, curăță sufletul omului. Dacă omul se obișnuiește cu un pic de rugăciune, nu are cum să cadă în păcat în momentul în care rugăciunea este depărtată de el. Și citirea dintr-o viață de sfânt, și citirea dintr-o leacă, dintr-un pateric, și dragostea și munca față de familie, atunci lucrurile, dacă sunt îndepărtate lucrurile astea, atunci sufletul cade. Dacă omul cultivă lucrurile astea, căderile sunt mult mai mici sau căderile chiar dispar din viața omului. Bun. Mirela vă întreabă, spune fermător, am o prietenă penticostală și care mi-a spus că a trăit experiența vorbirii în limbi. Ce versete pot arăta ca să înțeleagă că s-a terminat vorbirea în limbi? Niciun verset nu-i puteți arăta, să știți. Să știți, niciun verset nu puteți arăta. Dacă vreți să vorbiți despre Dumnezeu, nu căutați să vorbiți pe nu știu ce versete, pentru că pe versete ne putem certa ori în șir în funcție de fiecare ce cultură teologică are și cât de multă scriptură are. Și noi am ajuns la momentul în care oameni care cunosc foarte bine Scriptura, ortodoși care cunosc Scriptura la perfecție, poate sta lângă un catolic care cunoaște Scriptura la perfecție și lângă 800 de protestanți, atâtea sunt curente din astea în protestantii, vreo 800, care știu și aia Scriptura la perfecție. Și fiecare să-și țină doctrina lui. Înțelegeți? Asta este problema. Dacă vreți ceva sufletesc pentru prietena dumneavoastră, rugați-vă pentru ea și Dumnezeu o să vă dea cuvântul de înțelepciune pentru sufletul prietenei dumneavoastră. Dar demonstrații, concetat, când concetat, nu există, nu pot fi făcute. Pentru că oamenii încă practică lucrurile astea, bolborosesc acolo în stilor și lor le se pare că vorbesc în limbi și că vine Duhul și că ei amețesc și că ei tremură și că ei fac toate cele care le fac. Nu intrăm în cultul lor, Doamne iartă-ne și ne ferește. Dar dacă vreți ceva pentru autentic pentru sufletul prietenii noastre, rugați-vă pentru ea și spune, Doamne, dacă pot să-i dau eu un sfat, dă-mi tu cuvântul care să-i folosească sufletești. Și Dumnezeu ajută. Nu vă aud. Cer scuze. Alexandra vă întreabă în felul următor. În ziua în care ne împărtășim, avem voie să stăm în genunchiala la rugăciune și să pupăm icoana? Da, după ce ați mâncat, deja puteți face acte din astea religioase față de icoană, față de tot ceea ce aveți legătură. Mâncați cu lingura, fără nicio problemă. Nu trebuie să mergem în zone din astea, că unii au zis că 3 zile să nu mănânci cu lingură, că ai băgat lingura în gură și ai scos lingura în gură. Dumnezeu nu stă printre dinți. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Asta nu înseamnă că ne apucăm de scuipat, de ăsta, cum îi spune, de toate lucrurile care țin de lucrurile astea care iese din gura noastră, saliva care iese din noi. Nu înseamnă că trebuie să începem. Dar nici nu trebuie să căutăm reguli din astea care se duc așa să-l presupună pe Dumnezeu că a rămas prin nu știu ce care. Înțelegi? Nu trebuie să mergem în zona asta. Un pic de grijă și mai ales după ce se mănâncă, după ce se clătește, că ați văzut după ce vă împărtășiți, se dă un pic de anafură, se dă ori aghiazmă, ori vinuț, după aceea, după ce se mănâncă, omul își reia viața lui normală. Să abține de la tot ceea ce înseamnă scuipat, sărutat sau alte chestii în ziua respectivă și în general, gata, omul merge spre viața lui normală, socială, că Dumnezeu nu stă în lucruri făcute de mâini omenești. Bun, o întrebare de pe Twitch. În cazul familiei mele, eu cu mama mea susținem financiar restul membrilor. Doar noi avem venituri în familie. În cazul ăsta, cât de vinovat sunt pentru faptul că amân intrarea în monahism? Mă arde chemarea, am avut și anumite discuții cu duhovnicul, dar mă simt vinovat că tot amân punând obligațiile familiale înainte. Dacă aveți frățiori care sunt mici, dacă aveți frățiori care nu pot munci, dacă aveți, mai stați lângă ei și îi ajutați un picuț cu lucrul ăsta. Mai stați un picuț lângă ei și mai ajutați-o pe mama un picuț cu lucrul ăsta. Dacă au început frățiorii deja să lucreze, deja să termine o facultate, deja să facă lucruri de genul ăsta prin care ei de acum trebuie să aibă o responsabilitate și să se exercite o responsabilitate, dumneavoastră vă puteți urma chemarea și vocația și dorința.
Acum trebuie să înțeleagă și ceilalți frățiori care vin din urmă că și ei trebuie să contribuie la ajutorarea familiei, pentru că și ei au fost ajutați. Și nu este numai de datoria dumneavoastră. Deci încet, încet trebuie găsit așa o cale de echilibru, o cale de mijloc în care nici nu vă lăsați familia pentru că ăsta, cum îi spune, vreți să intrați dumneavoastră astăzi sau mâine în monahism, dar nici nu se amână lucrul ăla din cauza că, știți cum se spune, cine iubește mai mult pe tată, pe mamă, pe frate, pe soră, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Adică nici nu amânăm la nesfârșit din cauza că unii membri din familia noastră s-au lăsat așa un picuț pe grija dumneavoastră din cauza că este o leacă mai comod în treaba asta. Înțelegeți? Dar cu sfatul de la duhovnic și cu rugăciunea pe care trebuie să o faceți, Maica Domnului, că ea este mama tuturor monahilor și acoperitoarea tuturor monahilor, o să puteți să stați în lume atâta timp cât mai este distanță, să vă păstrați curăția și viața duhovnicească și după aceea să mergeți spre drumul pe care dumneavoastră v-ați gândit că trebuie să mergeți și să evitați toate ispitele care vă pot îndepărta de la drumul pe care dumneavoastră îl doriți și pe care vi l-ați ales. Dar un picuț de răbdare nu strică, încă un picuț. Țineți ăsta, cum îi spune, raportul de rugăciuni față de Dumnezeu, cu paraclisul Maicii Domnului, cu o leacă de psaltirii, cu o leacă de canon de pocăință, cu o leacă de post, miercurea și vinerea deocamdată, ajutați pe frățiorii și surorile dumneavoastră, dar și responsabilizații. Bun, Radica vă întreabă în felul următor, ce înseamnă aceste cuvinte ale Mântuitorului? Căci inima acestui popor s-a împietrit și urechile lor greu aud și ochii lor s-au închis, ca nu cumva să ochii să vadă și cu urechile să audă și cu inima să înțeleagă și să-și revină și eu să-i vindec. Unii au gândit versetul ăsta în felul că ei s-au împietrit și eu din cauza asta nu pot să-i ajut. Și așa este. Alții au gândit că eu i-am împietrit pe ei ca nu care cumva să fie ajutat și eu să-i judec. Și nu este așa. Noi avem obiceiul să... Care este problema cu versetul ăsta? Și unde sunt aspectele astea legate din neînțelegerea lui? Noi am luat obiceiuri pe care le punem înaintea lui Dumnezeu. Și obiceiurile nu sunt rele. Dar ajungem să ținem obiceiul exterior și să uităm importanța lui interioară. Și atunci inima nu mai trăiește. Și atunci urechea nu mai aude din ce cauză că noi suntem numai în obiceiul exterior. Și încercăm să transformăm actele lui Dumnezeu în obiceiurile noastre și să nu-L mai vedem pe Dumnezeu de acolo. Și de aceea inima se împietrește și eu nu mai pot să-i ajut. Și ei fac obiceiurile astea ca nu care cumva eu să pot ajuta pentru că ei au rămas în obiceiurile astea. Și s-au împietrit inima lor și urechea lor s-au surzit și cuvintele lor nu mai ajung la inima nici a lor și nici cuvintele mele nu mai ajung la inima lor. Atât-ai. Distrugerea pe care o face obiceiul și ăsta, cum spune, actul exterior. Actul exterior este important dacă are ceva în interiorul lui. Dacă nu are ceva în interiorul lui, atunci actul exterior nu are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Ba mai mult decât atât, îl îndepărtează, ne împietrește, ne surzește față de el. Bun. Liliana vă întreabă cum să procedăm cu ai noștri copii de peste 25 de ani care nu mai vor să respecte duminica. Sunt liberi să meargă spre familiile lor, să întemeieze familii, să fie vrednici conducători din neam, patrie, familie, să crească, să, asta cum îi spune, și nu vreau să, credeți că vă iau la mișto pe dumneavoastră sau că vă iau în râs, dar sunt foarte, așa cum îi spune, foarte puternic invitați și foarte curajos invitați să facă ei o familie în care să nu se respecte duminica. Și să vadă cât de greu este acolo. Că ce înseamnă familia în care nu se respectă duminica? Familia în care lipsește sacru. Familia în care se ocupă numai de muncă. Familia care se ocupă numai de ceea ce este nevoie. Familia care l-a uitat pe Dumnezeu, în care nu mai este Dumnezeu. Și atunci ei sunt chemați să înțeleagă ce înseamnă lucrul ăsta. Uite, vezi cum este o familie în care toate zilele sunt la fel. Și trebuie responsabilizați. Fără nicio problemă. Dacă tu crezi că, uite, în familia noastră tradiționalistă, învechită, de ev mediu, uite, fă-ți tu o familie în care toate zilele sunt la fel, dar nu se poate.
Pentru că chiar și oamenii care sunt atei convinși au concediu. Da. Au concediu, își iau concediu. Înțelegeți? Exact. Da. Și acolo, concediu ăsta nu a apărut așa din cauza că vai de mine să dăm concediu. Nu, nu, nu. Alea sunt zile de odihnă, după zilele Domnului. Da. Bun, ne apropiem de final, mai sunt câteva întrebări. Simona vă întreabă, este adevărat faptul că la scrierea unui pomenic pentru cei adormiți nu este bine să trecem persoanele care au refuzat Sfânta Părtășanie sau nu a dorit Sfânta Părtășanie înainte de moarte? Părintele Cleopa așa spune, că dacă cineva o refuzat, o zic, nu, eu nu mă împărtășesc de partul de moarte, nu prea avem voie să-i facem ăsta, cum îi spune Parastas, nu prea aveam voie să-l pomenim la proscomitie. Așa spune părintele Cleopa. Între oamenii care au murit în păcate grele, oamenii care nu s-au împărțit, oamenii care au refuzat, oamenii care au trecut la alte religii, care au căzut în erezii, nu ai voie, sau oamenii care s-au sinucis, nu au voie să fie pomeniți. Acolo, la rugăciunile bisericii, acolo se pomenesc pentru ușurarea sufletului lor, la canonul de pocăință, la un pic de psaltire, și astea se fac de oamenii care sunt în legătură de familie, de sânge cu ei. Pentru că biserica nu face excludere, bă, n-ai voie să te rogi pentru sufletul ăla, că gata, ăla este condamnat. Acolo, dacă există, dacă este mama, dacă este tata, fiica, fiul, oricine apropiat, un prieten foarte bun, oricine apropiat, dar omul își poate pune sufletul pentru cel apropiat lui. Și atunci rugăciunea personală a omului ăla plină de dragoste poate să lucreze. Și sunt cazuri în care oamenii chiar au avut încredințări din partea asta că rugăciunea lui o folosit pentru cel care a adormit în condiții din astea necanonice, lipsite de asta, cum spune, de prezența lui Dumnezeu, dacă putem să spunem așa. Bun. Carmeluș spune că eu adorm ascultând psaltirea. Este păcat? Dimineața mă trezesc cu psaltirea terminată. Nu, omule, nu este păcat deloc. Nu este absolut păcat deloc. Adormiți și timp psaltirea. O să vă treziți din când în când și în somn cu psaltirea poate știută. Cine știe? Nu este păcat. Nu este absolut nicio problemă. Lucrarea minții și este foarte frumos că v-ați obișnuit mintea cu lucrarea asta. Și să căutați în momentul în care apar unele ispite, să ascultați din acatistele Maicii Domnului, din acatistele Mântuitorului, și după aceea iar începeți psaltirea fără absolut nicio problemă. Bun, Cosmin vă întreabă, gândurile de hulă care vin fără voi în timpul rugăciunii și în tot timpul, Dumnezeu cum le judecă? Ați răspuns, dar poate aveți... Da, spune Sfântul Isaac Siru că gândurile acestea nu țin de noi. Și omul nu trebuie să se înfricoșeze de gândurile astea și nu trebuie să le privească ca venind din ființa lui. Sunt gândurile la icoana Maicii Domnului, la chestii genul ăsta, pentru că noi suntem atras prin păcat și avem păcatele astea și că am avut gândurile astea necurate. Dar lucrurile astea nu iese din noi prin post, prin rugăciune exagerată, prin mărturisirea gândului necurat. Doamne, am gândit lucrul ăsta. Părinte, am gândit lucrul ăsta. Mi-a apărut gândul ăsta de hulă. Și ăla dispare numai prin mărturisire. Atâta. De asta ne spune Sfântul Isaac Siru, ne sfătuiește despre lucrul ăsta. Nu vă învinuiți foarte mult despre el, doar mărturisiți-l. Bun. Și tot Cosmin vă întreabă, bunica o blesteamă pe mama și o vorbește de rău și o învinuiește de niște lucruri false. Ce să facă? Din când în când mama să facă, asta cum îi spune, dezlegarea de blestem și de jurământ, dacă ea nu a greșit, nu a lovit-o pe bunica, nu i-a făcut rău niciodată bunicii, să nu-i fie frică, ci întotdeauna să o pomenească de bine la rugăciunile ei. Așa spune. Doamne, să-i dai întotdeauna sănătate, bucurie, pace, înțelegere și spor în tot lucru bun mamei mele. Și atunci Dumnezeu o să îndepărteze orice blestem care este pus asupra ei. Bun, cineva spune că nu s-a spovedit niciodată, are 32 de ani și întreabă așa, merit să mă spovedesc și după să mă împărtășesc? Mă simt tare păcătoasă și mă doare, dar nu îndrăznesc. Legat de spovedanie, să știți că sunt foarte multe mituri și foarte multe frici ale oamenilor. Spovedania se referă la dacă un om are patim din astea, gen beții, gen de fumat, gen de droguri, gen din ăsta, cum îi spune, păcate trupești, care, dacă a fost făcut vreun avort sau chestii. Astea, cam asta este spovedania, să știți. Dacă se roagă omul, dacă postește un picuț, despre asta este spovedania. Canonul
nu este făcut ca să înspăimânte pe om și canonul nu este făcut ca să îndepărteze pe om de la împărtășirii sau de la actul despăvârșirii, pedeapsă. Nu. Canonul este o perioadă de timp care trebuie să scurs în care omul se regăsește în actul de rugăciune. Atâta tot. Și după aceea merge spre împărtășanie. Nu vă fie frig de spovedanii, pentru că toate păcatele sunt exact la fel. Și oamenii fac aceleași păcate și nu există păcat pe care dumneavoastră să-l fi făcut și de care să nu fi auzit un preot. Cu toată inima deschisă și cu părerea de rău înaintea lui Dumnezeu, îi spuneți: părinte, am trecut prin lucrurile astea, am trecut prin neputințele astea sufletesc, îmi pare rău, mă căiesc înaintea lui Dumnezeu, vreau să mă apropii de el și când o să hotărâți dumneavoastră, atunci o să mă și împărtășesc. Cum hotărâți dumneavoastră? Și atunci aveți cel mai frumos canon sufletesc pe care deja v-ați luat dumneavoastră. Bun. Eugenia spune că locuiesc în Germania și băiețelul meu urmează să meargă la grădiniță din august și mi s-a spus să scot crucelița de la gât de la copil. Cum să procedez în așa caz? Nu, no, puneți o cruciuliță discretă la gât sau lăsați cruciulița pe care o are și spuneți că copilul este foarte atașat de lucrul ăsta și este un lucru care ține de tradiția familiei dumneavoastră și țineți foarte mult la tradiția asta și în Germania trebuie să se respecte libertatea de gândire și libertatea de asociere religioasă. Nu avem voie să facem discriminare religioasă, așa îi spuneți. Doamne, nu aveți dreptul să-mi discriminați copilul religios. Plus că nu este nici un semn care îndeamnă la dezbinare, la ură sau la opresiune asupra altor oameni. Crucea este un semn al bucuriei și ne aduce aminte de jertfa plină de iubirea lui Iisus Hristos față de întreaga umanitate. Deci dumneavoastră trebuie să țineți crucea într-o clasă de curs, într-o clasă de la graniță, pentru că este semnul jertfei unui om, dacă îl consider numai om pe Iisus Hristos, pentru de dragoste față de întreaga umanitate. Că așa, în momentul în care au fost jertfite către toți, așa s-a spus: Doamne, nu li socoti lor păcatul acesta. Semnul jertfei, semnul iubirii, semnul sacrificiului, semnul depărtării de tot ceea ce este rău și de toată judecata omenească. Deci dumneavoastră care vă jertfiți în actul educațional, ar trebui și dumneavoastră să aveți crucea la gât. Dar nu vă lăsați intimidat. Oamenii sunt așa un pic tupeiști. Dar dumneavoastră, dacă vă țineți punctul de vedere cu demnitate și cu discreția necesară și cu delicatețea necesară, dar cu hotărârea necesară, nu are cine să vă facă absolut nimic. Fie Germania, fie orice țară din lume. Bun, și ultima întrebare. Maria spune felmător: la muncă se abordează unele teme indecente, mai ales glume indecente, la care toți participă, râd, glumesc. Uneori am râs și eu pentru că m-am simțit obligată și îmi pare rău. Nu știu cum să procedez. Să nu intre glumele astea în sufletul dumneavoastră. În rest, râdeți când este de râs, retrageți-vă când este de retras, nu lăsați lucrurile astea să intre în sufletul dumneavoastră, mai ales discuțiile astea obscene care uneori par să nu are limite. Doar să nu aibă limite. Dar dumneavoastră, dacă știți când să vă retrageți la nivelul sufletesc. Acum nu trebuie să fim niște sălbatici. Unii oameni vorbesc verși și uscate pentru că la asta se pricep sau astea sunt preocupările. Noi nu trebuie nici să-i judecăm, noi nu trebuie nici să ne izolăm, dar trebuie să avem grijă de ceea ce intră în sufletul nostru. Și dacă în suflet nu intră păcatul și nu intră judecata și nu intră blasfemia și nu intră necurăția despre care se vorbește, atunci putem fi curați. Dacă ne-a intră și noi suntem tentați, atunci trebuie să luptăm să nu intre. Bun. Mulțumim din suflet, părinte, pentru răbdare, pentru răspunsuri și pentru învățători. Înainte să ne dați un ultim îndemn duhovnicesc, vă rugăm să îi rog pe toți, le mulțumesc tuturor pentru prezență și pentru răbdare. Țineți aproape, abonați-vă, activați clopoțelul și vă reamintesc, desigur, că în descriere găsiți toate modalitățile pe care ne puteți susține activitatea noastră pe acest canal de YouTube. Ne vedem mâine seară, cu ajutorul Dumnezeu, cu părintele Rafael. Așadar, țineți aproape. Părinte, vă rugăm un ultim îndemn duhovnicesc pentru această seară. Să nu credem niciodată că Dumnezeu a părăsit lumea, să nu credem niciodată că Dumnezeu ne-a părăsit țara, să nu credem că ne-a părăsit familia sau că ne-a părăsit sufletul. Sunt numai niște retrageri pedagogice din partea lui Dumnezeu care să ne facă să ne aducem aminte. Necazul este
o mustrare, o mică mustrare din partea lui Dumnezeu și o mică aducere aminte a lui pentru unele păcate, pentru unele nelegiuiri, pentru unele greșeli, pentru unele călcări pe bec pe care noi le mai avem din când în când. Lucrurile astea sunt făcute să ne întoarcă și să-L simțim pe Dumnezeu mai prezent în sufletul nostru. Unii așa au spus, binecuvântată să fii tu închisoare. Și ce-o zis, băi, nu l-am simțit pe Dumnezeu în libertate. L-am simțit pe Dumnezeu când toată lumea m-a părăsit, l-am simțit pe Dumnezeu când toată lumea m-a judecat și l-am simțit pe Dumnezeu când toată lumea m-a osândit sau când toată lumea m-a bătut. Și atunci Dumnezeu, în toată răutatea lui, mi s-a descoperit în întreaga inima mea și a umplut inima mea de toată bucuria și de toată lumina. Deci când sunteți mai judecați sau când sunteți mai rău vorbiți sau când sunteți mai necăjiți, atunci să vă deschideți mai mult spre Dumnezeu și bucuria aceea, o spune Iisus Hristos, fericiți veți fi în ceasul acela că bucuria aia nimeni nu o să poată să o ia de la voi. Amin. Nu vă aud.